an, eu vă urez un an nou 2017 cât mai bun, cu sănătate și cât mai multe realizez pe plan personal, profesional și politic. Pentru început, cunoașteți proiectul ordinii de zi? Da? Atunci voi da citire proiectului ordinii de zi. Proiectul numărul 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni, lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă, beneficiarilor de ajutor social ca anul 2017. Inițiator, domnul primar, mai tot în proiect. Proiectul numărul 2. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pe luna februarie 2017. Inițiator, domnul primar, mai tot în proiect. Proiect de hotărâre privind aprobarea strategiei de dezvoltare locală a municipiului Lovens, Brețul Bacău, pentru perioada 2017-2023. Inițiator, domnul primar, mai tot în proiect. Punctul numărul 4. Proiectul numărul 4. Proiect de hotărâre pentru aprobarea regulamentului privind condițiile de execuție a lucrărilor aferente lucrărilor tehnico-edilitare realizate pe domeniul public sau privat al municipiului Ionesc și a lucrărilor de intervenție executate în zonă de avare. Inițiator, domnul primar, Consiliul Comunal. Proiectul numărul 5. Proiect de hotărâre privind îndreptarea unor lor materiale din cuprinsul hotărârii Consiliului Local numărul 85 de pe 24 decembrie 2016 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale și alte taxe asimilate acestora aplicabile ce cum anul 2017 în municipiul meu. Inițiator, domnul primar, în acest încălăriș. Proiectul numărul 6. Proiect de hotărâre pentru aprobarea actului adițional numărul 2 la documentul de pozitiv privind modul de implementare a proiectului sistemul integrat de management al deșeurilor produse de Brețul Bacău. Inițiator, domnul primar, din acest încălăriș. Proiectul numărul 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru salubrizare Bacău pe anul 2017. Inițiator, domnul primar, din acest încălăriș. Proiectul numărul 8. Proiect de hotărâre pentru aprobarea conținutului scrisorii de așteptări privind stabilirea performanțelor așteptate de la organele de administrare și producere a sticii domeniului public și privat de stat Onești, având ca autoritate federală municipiul Onești. Inițiatorul de informare la timpul acesta. Proiectul numărul 9. Proiect de hotărâre pentru modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 25 din 28 februarie 2013 privind aprobarea tarifului abonamentelor de parcare și regulamente de organizare și funcționare a sistemului de parcare cu plată de municipiul Onești. Inițiator, domnul primar, Martin Coronel. Proiect de hotărâre privind aprobarea propunerii pentru evaluarea performanțelor profesionale individuale ale secretarului municipiului Onești pentru activitatea desfășurată în anul 2016. Inițiator, domnul Martin Coronel. Proiect de hotărâre privind aprobarea modului de utilizare a excedentului bugetat din anul 2016 din secțiunea titulară. Inițiator, domnul primar, Martin Coronel. Proiectul numărul 12. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea actului constitutiv al 10 actelor municipale sau Onești și aprobarea modelului de contract comandat pentru membrii Consiliului de Administrație al Societății. Inițiatorul domnul primar Martin Nicolae. Proiectul numărul 13. Proiect de hotărâre privind desemnarea membrilor Consiliului Local Onești în adunarea generală a acțiunilor 7 domeniul public și privat Onești S.A. Inițiatorul domnul primar Martin Nicolae. Proiectul numărul 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării hotărârii Consiliului Local numărul 78 din 18.6.2014, privind aprobarea modelului cadru de contract de concesiune și închiriere pentru imobilele de terenuri din domeniul public sau privat al municipiului Onești. Inițiator, domnul primar Martin Nicolae. Proiectul numărul 15. Proiect de hotărâre privind activitatea asistenților personali în semestrul 2016. Inițiator, domnul Bratuc Nicolae. Proiectul numărul 16. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 90 din 3 iulie 2014 cu privire la constituirea Consiliului Comunitar Consultativ ca formă de sprijin în activitatea de asistență socială și protecția copilului în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială. Inițiator, domnul primar Martin Nicolae. Proiectul numărul 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea postului mediu lunar de întreținere de anul 2017 la Centrul Social Sfântăria și norma ținică de grana persoanelor vizite în această instituție. Inițiator, domnul primar Martin Nicolae. Proiectul numărul 18. Un proiect
proiect de hotărâre privind aprobarea protocolului de cooperare încheiat între Asociația Rotary Club Onești, Spitalul Municipal Cotiera Dr. Luca Onești și Primăria Municipiului Onești, inițiatorul Municipiului Matin Cornel. Proiectul numărul 19, proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării Consiliului Local numărul 66 din 15 mai 2014 privind aprobarea regulamentului intern pentru salariația aparatului de specialitate al primarului Municipiul Onești și servicii instituțiilor publice subordonate Consiliului Local al Municipiului Onești și are regulamentului de organizare și funcționare pentru aparatul de specialitate al primarului Municipiului Onești, inițiatorul Municipal Matin Cornel. Proiectul numărul 20, proiect de hotărâre privind încredințarea spre exploatarea unui spațiu către sece de domeniul public și privat Onești S.A., inițiator în acest. Și ultimele două proiecte, printre și propunerea de suplimentare a ordinii de zi, și anume proiectul numărul 21, proiect de hotărâre privind actualizarea Comisiei Tehnice de Organizare și Siguranță a Circulației Rutiere Municipiului Onești, aprobată prin hotărârea Consiliului Local, numărul 129 din 29 octombrie 2015. Proiectul numărul 22, proiect de hotărâre privind aprobarea stabilirii tarifelor la distribuție de ape potabile și a tarifelor la canalizare, epurare pentru municipiul Onești, inițiatorul domnul privat Matin Cornel. Și punctul 23, la diverse. Sunt observații la ordinea de zi? Dacă nu sunt observații, atunci se pun la tot ordinea de zi. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva? Începem în ordinea de zi cu primul punct la proiectul de hotărâre. Ce se deci vom supune la vot procesele verbale de la ședința ordinară 20-21 decembrie, procesul verbal de pe 21 decembrie de la ședința extraordinară și cel din 24 decembrie tot de la ședința extraordinară. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține? Deci intrăm în ordinea de zi, la primul punct, proiectul de hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni cu proiect de interes local pentru repartizarea orelor de muncă beneficiarilor de ajutor social pe anul 2017. Are cuvântul domnul primar. Mulțumesc, domnule președinte. Primarul are obligația să întocmească un plan de acțiuni sau de lucrări de interes local. Ajutor social pe 2017 să țină evidența efectuării acestor role și să asigure instructajul privind normele de tehnică a securității muncii pentru toate persoanele care prestează acțiuni ori lucrări de interes local. În vederea emiterii deciziei de plată ajutorului social de către agențiile pentru prestații sociale, este nevoie de aprobarea unui plan de acțiuni sau de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă potențialilor beneficiari de ajutor social. Acest plan de acțiuni lucrări de interes local trebuie aprobat anual prin hotărâre a Consiliului Local și poate fi reactualizat pe parcursul anului în funcție de necesitățile comunității și de numărul de persoane apte de muncă ce solicită acordarea ajutorului social. Planul de acțiune astfel aprobat împreună cu lista cuprinzând beneficiarii de ajutor social precum și persoanele care urmează să efectueze acțiuni sau lucrări de interes local se vor transmite Agenției pentru Prestații Sociale Județene pentru asigurarea plății ajutorului social. Având în vedere cele menționate, solicităm Consiliului Local să aprobe planul de acțiuni lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă beneficiarilor de ajutor social în forma prezentată în anexa la proiectul de hotărâre. Vă mulțumesc. Are cuvântul reprezentantul Departamentului de Specialitate pentru a prezenta raportul de specialitate la proiect. Doamnelor și domnilor consilieri, potrivit articolului 6 aliniatul 2 și aliniatul 7 din legea 416 din 2001 privind venitul minim garantat, astfel cum a fost modificat din legea 976-2010, pentru sumele acordate ca ajutor social conform prevederilor prezente legi, una dintre persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară are obligația de a presta lunar la solicitarea primarului acțiuni sau lucrări de interes local, fără a se depăși regimul normal de lucru și cu respectarea normelor de securitate și igienă a muncii. Primarul are obligația să întocmească un plan de acțiuni sau de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă prevăzute la aliniatul 2,
să țină evidența efectuării acestor ore și să asigure instructajul privind normele datorii ca securității muncii pentru toate persoanele care prestează acțiuni la lucrări de interes local. Planul de ascuns al lucrării de interes local se aprobă anual prin votarea Consiliului Local. Pentru punerea în aplicare a acestor prevederi legale, solicităm Consiliului Local să aprobe planul de acțiuni, lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă, beneficiarilor de ajutor social, elaborat în condițiile legii. Față de cele menționate, urmează să deliberea. Vă mulțumesc. Are cuvântul reprezentantul Comisiei de Specialitate pentru a prezenta raportul Comisiei. Aviz favorabil. Discuții pe marginea proiectului. Câteva întrebări o să am. Vreau să știu câte persoane beneficiază de ajutor social și care este numărul de persoane care urmează a efectua acțiuni sau lucruri de interes local. La această dată avem un număr de 92 titulari și persoane, 153 de persoane. Din aceștia, 56 sunt apte de muncă. Ceilalți nu pot să efectueze această activitate datorită următoarelor. Au mame cu copii sub 7 ani, sunt în concediu de boală datorită unor certificate eliberate de Comisia de Expertiză și unii sunt peste vârsta de pensionare. Câte zile pe lună lucrează aceste persoane? Aceste zilele care sunt efectuate, dacă există o singură persoană, 4 zile, dacă sunt 2 persoane, 6 zile, dacă sunt 3 persoane, 8 zile. Mulțumesc. Și-aș fi avut o sugestie la planul de acțiuni pe care le-am citit în anexă, cred că am putea adăuga curățenia și în parcurile mici. Curățenia în fereajma ardilor râurilor, pentru că știu că e o problemă. Mai este o chestiune, spre exemplu, aleea care face legătura dintre Bucoți și Cuciuri. Acolo nu face niciodată nimeni curățenie. Deci sunt locuri în acest oraș care sunt tranzitate de foarte multe persoane și unde ar fi utilă efectuarea unor activități de curățenie, chiar și de către aceste persoane care de pe nu ajunge în zonele respective. Deci cred că putem folosi aceste persoane ca să acoperim și alte zone care au nevoie. Țin să vă informez că aceste persoane, beneficiare ajutor social, toate își desfășoară activitatea sau prestează munca în cadrul domeniului public și privat onești, în special către secția de salubritate. Există o întreagă procedură legată de modul cum trebuie să își desfășoare dânsi activitatea, în principal legat de protecția muncii. Sunt anumite condiții specifice, instructaj propriu specific. Vreau să vă spun că se urmărește cu precădere a fi folosiți în acele zone care nu expune la un risc major, și anume să măture strada, să fie loviți de o mașină sau situații de genul ăsta, pentru că s-ar complica foarte mult situațiile. Este clar că vin și fac activitatea în zone care sunt excluse de astfel de riscuri și ideile vis-a-vis și de alte parcuri pe lângă parcul municipal le voi supune, să zic, atenției celor de la DPE. Vă mulțumesc și eu. Adăugăți ceva? Dacă nu mai sunt discuții, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva? Trecem la proiectul numărul 2. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pe luna februarie 2016. Potrivit articolului 12 aliniatul 3 din regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local Onești aprobat prin hotărârea numărul 42 din 28.06.2011 cu modificările și completările ulterioare, președintele de ședință va fi desemnat din rândul consilierilor locali din ordine alfabetică și ales prin hotărâre adoptată cu votul majorității consilierilor prezenți. Având în vedere prevederile mai sus menționate, se propune ca următorul consilier în funcție în ordine alfabetică să fie președintele de ședință, motiv pentru care propun adoptarea unei hotărâri în acest sens pentru luna februarie 2017, care va îndeplini atribuțiile prevăzute de regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local Onești. Are cuvântul președintele de Specialitate pentru a prezenta raportul de specialitate la proiect.
Potrivit articolului 35 din legea 25/2009 a administrației publice locale, după declararea ca legal cunoscut, Consiliul Local al Departamentului Biserică, prin hotărâre adoptată cu votul deschis al majorității consilierilor locali în funcție, în președință de ședință pe o perioadă de cel mult 3 luni, care va conduce ședințele Consiliului Local și va semna hotărârile adoptate de acesta, iar potrivit articolului 41 din același act normativ, ședințele Consiliului Local sunt conduse de un președinte de ședință, ale din funcțiile prevăzute la articolul 35. Conform articolului 12 din Regulamentul de Organizare și Funcționare a Consiliului Local al Municipiului Onești, din HCRL numărul 42/2011, cu modificările și completările ulterioare, după declararea Consiliului Local ca legal constituit, se procedează la alegerea președintelui de ședință prin hotărâre adoptată cu votul majorității consilierilor prezenți. Următoarele ședințe vor fi conduse pe rând de către un președinte de ședință din rândul consilierilor local în ordinea alfabetică și ales prin hotărâre adoptată cu votul majorității consilierilor prezenți. Având în vedere reglementările mai sus menționate, urmează să dispuneți în consecință alegerea președintelui de ședință pentru un mandat de o lună calendaristică, urmând ca acesta să-și îndeplinească atribuțiile în luna februarie, față de cele arătate urmează deliberate. Are cuvântul reprezentantul Comisiei de Specialitate. Aveți favorabil. Permiteți, deci următorul pe listă este domnul Ene Gheorghe, care a și acceptat propunerea de a fi președinte de ședință. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Proiectul numărul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea strategiei de dezvoltare locală a municipiului Onești, județul Bacău, pentru perioada 2017-2022. Stimați doamnă consilieri, evoluția economiei actuale generează nenumărate schimbări și în sfera economică a municipiului Onești. Acesta este motivul pentru care strategia de dezvoltare a orașului trebuie actualizată și armonizată cu strategiile de dezvoltare județeană, națională și europeană pentru perioada 2016-2022. Scopul său este acela de a determina direcțiile de acțiune corelate cu posibilitatea de finanțare actuale și viitoare, având ca finalitate crearea de noi locuri de muncă și implicit satisfacerea nevoilor cetățenilor municipiului. Prin prezenta strategie s-au stabilit politicile publice în domeniile prioritare de dezvoltare locală. Întrucât este un document important pentru evoluția viitoare a orașului nostru, fără de care nu se poate promova proiecte locale, precum și pentru atragerea unor finanțări din surse externe, vă propunem spre aprobare varianta actuală, la care se pot aduce modificări și completări, ori de câte ori va fi necesar. Având în vedere cele prezentate, vă rugăm să aprobați proiectul de hotărâre în forma prezentată. Are cuvântul reprezentantul compartimentul de specialitate. Stimate doamne și stimate domnul consilier, strategia de dezvoltare locală a municipiului Onești, județul Bacău, pentru perioada 2012-2022 a fost elaborată în cadrul proiectului de finanțare nerambursabilă din Fondul Social European, Programul Operațional de Dezvoltare cu Capacități Administrative, acția prioritară comunică. Știți, stabilirea politicilor publice ale municipiului Onești, integrată în strategia de dezvoltare locală. De la data elaborării acestei, în anul 2011 și până în prezent, au apărut o serie de modificări privind posibilitățile de finanțare, iar o parte din investițiile propuse au fost realizate, este necesară actualizarea acestei strategii pentru perioada 2017-2022. Strategia actualizată prin de o parte introductivă, prezentarea situației actuale pe domenii, este urmată de o analiză SWOT, puncte date, puncte slabe, oportunități și amenințări a municipiului Onești, pe baza căreia s-au stabilit politicile publice și apoi planul de acțiune. Documentul prezentat este perfectibil și se supune aprobării dumneavoastră, urmând a fi un document cadru, în baza căreia se vor realiza investițiile viitoare, având la bază politicile publice care sunt colaborate cu cele județene, naționale și europene. Având în vedere cele prezentate, vă rugăm să analizați proiectul de hotărâre după ce l-am prezentat și să discutați. Are cuvântul reprezentantul Comisiei de Specializare. Majoritatea de voturi aviz favorabil din partea Comisiei. Discuții pe marginea proiectului. Domnul Zahar. Da, sincer să fiu foarte scurt, am în vedere și strategia în urmă considerată de pagini. Dar din lecturarea ei am scos câteva elemente care nu prea sunt în concordanță cu realitatea. Am să o iau numărul 12 al paginilor, de la 1 la 169.
spunea dumneavoastră, bine, nu sunt elemente atât de grave, ci doar faptul că acea prezentare a zonei Uneșului și a Jețului Bacău nu prea sunt de advertențe. Spunea dumneavoastră la pagina 10, aeroportul din Bacău nu realizează curse externe de pasageri. Chiar poate să se ocupe. Asta ar fi unul. Repet, nu sunt elemente atât de grave, dar la strategia, trebuia să încep o întrebare. Strategia ce ne-a făcut din asta semnatul și domnul spun, dar eu am fi interesat să știm ce ne-a făcut-o și cu caposarea caposarea din nou. La... Mă rog. Deci strategia a fost elaborată în 2011 de o firmă de consultanță, la SFD Strategii se cheamă. La vremea respectivă a costat 40.000 de lei. Și a fost actualizată de noi apoi. Deci pe baza informației. Sunt elemente care nu mai sunt reale în momentul ăsta. S-a menționat o grădină zoologică care e închisă de 3 ani de zile. Adică... realizate de doamna Bordei și colegii. Ok, mulțumesc. Cu titlul gratuit. Nu gratuit, primesc salariul. Am înțeles, da. Mulțumesc frumos. La fel, la pagina Mănășucare, spuneați, ați scos din calcul trei orașe din județul Bacău, Dărmănești, Bucur și Slănic. Nu sunt regăsite. Văd că face strategia pe o... o informare de la 1 ianuarie 2012, o populație de 52.573. În mod real, în orașul nostru, sunt 35.000. Strategie făcută pentru numărul de 53 sau pentru 35? Rezultatul este pe baza recensământului din 2002, pentru că la vremea respectivă nu aveam informații pe recensământul actual. Ați spus că ați făcut strategia în 2011. Da, dar nu era, încă nu era oficial rezultatul recensământului în 2012. Pagina 29. Zero locuințe din fonduri publice terminate de 2009-2014. Ceea ce este foarte puțin. Sunt și comune în țară care au mai multe locuințe construite pe teritoriul lor. Tot în strategie la pagina 29 vedem că între 500 și 800 de oameni pleacă fiecare an din municipiul Onești. Asta e un semnal de alarmă care cel puțin noi tot timpul am tras asupra stabilității populației în oraș, în special la tinerilor. Pentru că la tineri 18 ani abia așa să se facă această vârstă ca să plece, ceea ce este pentru Onești un element negativ. Asta înseamnă îmbătrânirea populației și cu efectele care este de aici, natalitatea în scădere, 25%, căsătorile cu 40% în minus, nu mai zic de nou salariați, de 2009-2014, 4.500, nu mai sunt. Atât datorită faptul că s-au închis platforme, cât și datorită faptul că salariile și viața trebuie să fie ce în ce mai grea aici. Pagina 37, 50.000 de metri pătrați de parcare amenajate. Asta are o relare și cu proiectul care o să urmeze cu parcările. S-au făcut foarte bine să pună aceste parcări, dar încasarea pe aceste parcări din 50.000 metri pătrați, asta înseamnă părțin la 10 metri pătrați, vreo 5.000 de locuri de parcare. Dar nu greșit vreau să mă proiectați. În momentul actual plătesc în jur de 7.800. Asta are, are o legătură cu proiectul care urmează. Pagina 50. Există un rezervor de apă de 10 mm cubi în conservare. Există în atenția administrației că acest rezervor să intre în activitate astfel încât, în cazul în care apar probleme cu luarea apei, să putem beneficia de mai multă apă prin utilizarea lui. Pagina 51. Lungimea rețelei de distribuție 123 de metri de kilometri. Are în vedere administrația locală ca în viitorul apropiat, pentru că este o problemă acută în municipiul Onești apa, să dirigeze o parte din excedent sau din investiții locale și guvernamentale sau fonduri europene pentru locuirea acestor rețele, în vedere că gradul de pierdere în aceste conducte depășește 50%, ceea ce se reflectă în prețul
un preț oameni, avea 2.000.000 din ce am înțeles din prețul care l-ați transmis. Calitatea râului, la pagina 57, calitatea râului este influențată de gradul de depurare a apelor uzate, evacuate, operatorii economici. Sunt că operatorii economici care nu au voie să facă așa ceva. Vă rog să identificați acest operator care reversează ape în râuri care le poluează. Din câte știu, nu există. Dacă greșesc, vă rog să mă corectez. La seismicitate, pagina 60, numit despre imobile aflate în situații de risc. Am trebuit luat în vedere și aceste blocuri, în general blocurile vechi de Bulevardul Itus, știu că sunt mai multe decât Bulevardul Publicii, care există un risc seismic. Ar trebui atrase fonduri pentru ca aceste blocuri să fie consolidate. La pagina 99, oportunități, promovarea unor competiții sportive la nivel național, care pot fi organizate în multiple. Și într-adevăr, avem sala polivalentă care ar trebui predată cât de repede circuitului național, teren și internațional, spune Cotoneștiul să redevină ceea ce a fost în trecut, în pol sportiv. Iar aici, la diverse, dacă o să mai vedem ce și o să mai vedem, dar o să vă cer, la cum v-ați gândit la o strategie pentru sportul oneștean, atât cel de masă, și cel de performanță. Dar o să discutăm la diverse, dacă mai este timp. Pagina 99. Deschiderea autorităților locale față de stimularea stabilirii tinerilor și creșterii calității vieții. O mai rău, încă o dată, tinerii neavând oportunități de a rămâne în oraș, odată cu terminarea liceului sau chiar și a facultății, din păcate nu mai sunt tentați de a se întoarce în oraș, pentru că locurile de muncă de care sunt, nu le satisfac cerințele. Pagina 100, program de dezvoltare ONG-urilor, care ar da posibilitatea atragerii de fonduri. Am mai spus și cu ani în urmă că administrația locală poate trebui, dacă greșesc, vreau să mă corectez, să ajute ONG-urilor atât ONG-urilor, cât și firmele din oraș pentru elaborarea, pentru atragerea fondurilor europene. Sunt foarte multe ONG-uri, mai ales și mai multe firme, care efectiv poate nu au timp sau poate nu știu cum să elaboreze un proiect pentru atragerea de fonduri europene. Asta aici ar avea de câștigat și administrația prin investiții și poate prin crearea de locuri de muncă. La cultură, puncte tare, pagina 106, ați spus de festivalul Tiamu. Sperăm că în acest an, acest festival să revină. Anul trecut a fost o pauză. Dar sperăm că în acest an, acest festival care are o vechime de nu mai știu, 19 ediții sau 20, să redevină pe scena culturală națională. Evident, logic, am mai spus, nu mai există așa ceva. Stimularea sectorilor de producție, pagina 112, până la dispoziția protecției investitorilor terenuri libere, în vederea închirierii sau concesiunilor pentru dezvoltarea sau începerea diverselor activități comerciale. Am mai întrebat cu mulți ani în urmă dacă administrația locală poate să pună la dispoziție aceste terenuri pentru ca potențialii investitori să creeze locuri de muncă. Nu știu care sunt, dacă puteți să-mi spuneți. Menținerea unor strânse legături de colaborare cu administrația publică locală și trebuie mici mijlocii. Cum se face aceasta, dacă puteți să-mi spuneți? Poate nu prin taxe și impozite mari. Primăria organizează campionatul municipal de fotbal. Acesta nu mai e valabil în vreo 3 ani. De când a fost tragicul eveniment, nu știu dacă s-a mai desfășurat de atunci, 3-4 ani. Dacă reluați cu mare bucurie. Iar la sfârșitul strategiei am văzut un număr considerabil de proiecte pe care doriți să le elaborați. Toate au o finalitate între 2, 1, 2, 6 ani. Pe mandatul acesta, care dintre ele considerați că le puteți duce la bun sfârșit, conform promisiunilor din campania electorală? Vă mulțumesc. Nici nu știu cum să vă răspund într-un fel. Și am mai fi o întrebare, dar dacă luați în considerare, am mai spus lucrul ăsta, pentru asigurarea cel puțin a electricității în oraș, dacă nu și apă potabilă, a construit un baraj, având în vedere sistemul la diferența 4 râuri, Roma nu are un râu cât ca și un șaptoză în hidrocentrală. Dacă aveți în vedere așa ceva, pentru consumul energetic al orașului, potențial pentru apă, dar aici
lăsăm specialiști să spunem. Am mai avut un proiect acum 2-3 ani, elaborat de domnul Martin, aprobat de Consiliul Local, bugetat 100 de milioane, pentru găsirea unor soluții, nimic. Mulțumesc. V-am ascultat cu foarte mare atenție și o să vă răspund într-un mod, astfel încât, în primul rând, să nu jignesc și, în al doilea rând, să nu supăr pe niște oameni din Partidul Național Liberal care și înțeleg problemele. Întâlnesc o abordare prin care doar se pun întrebări primarului în funcție și cred că, în primul rând, mie mi-au fost puse întrebări, dar niciodată niciun fel de soluție. Am rugat să trecem peste, în primul rând au trecut campaniile electorale și nu cred că urmează una foarte curând. Este foarte ușor să-ți faci tema de acasă sau să-ți o facă alții pe modelul întreabă asta, întreabă asta și vedeți și voi ce vă răspund, el mai atacați pe cetățeanul ăla cu ochelari care stă în față. Nu. Și vă răspund punctual la fiecare ca să nu avem discuții. Încă o dată vă spun, fac un efort astfel încât să nu supăr persoane din Partidul Național Liberal, care sunt și mature și cred că au înțeles că trebuie să trecem peste o abordare de genul ăsta. Și anume, cum ajutăm noi natalitatea, a scăzut natalitatea și căsătoriile? Chiar vreți să vă spun cum se poate ajuta? Nu știu, vă întreb serios acum, bănuiesc că nu puneți întrebări. Dacă vreți, vă pot răspunde în particular la cele două întrebări, că chiar nu pot. Trecem peste. La rezervorul, dacă avem planuri vis-a-vis de creșterea capacității de stocare a apei, e vorba de acel rezervor de 10.000 de metri cubi. Rețele apă modernizate, investiții. Vedeți că, apropo de campanie electorală, nu am făcut comisiuni pe acest subiect. Am spus că ceea ce am realizat împreună, pentru municipiul Onești, împreună cu colegii dumneavoastră din Partidul Național Liberal, și am reîntregit Zestrea cu această rețea. Credeți-mă că știu nu chiar cel mai bine din sala asta ce este de făcut, dar mă aflu printre puțini care știu ce trebuie făcut. Nu cred că se așteaptă cineva ca ce nu s-a făcut în ultimii 25 de ani pe rețeaua de apă să reușească Nicolae Gănatiuc împreună cu Consiliul Local să facem în jumătate de an, un an sau doi. Bun. Și o să fac un comunicat de presă, o să fie o săptămâna viitoare un comunicat de presă și o să invit toată media din județul Bacău să-i explic cum stă situația de fapt și ce urmează să se întâmple. Pentru că dacă vorbesc cu dumneavoastră sau cu unii dintre dumneavoastră, în jumătate de oră maxim apare pe contul de Facebook al unuia dintre consilierii locali cât un mesaj de ăla, am eu idei, fac eu. De la idei, haideți să vedem care sunt sursele de finanțare mai întâi. Poluarea râurilor de către agenții economici. Nu uitați care sunt competențele. Bine, mai sfătuiți-vă cu domnul Florian, cu domnul Iene, când vă faceți lista de întrebări. Deși vă garantez că și știu unele probleme de administrație, chiar pe unele foarte bine. Ce competențe are primăria legată de mediu și ce competențe are garda de mediu vis-a-vis de persoane juridice de poluare? Chiar și pe domnul director, acei prezent, puteți să-l întrebați înainte să mă întrebați pe mine. Nu există competență. Riscul blocului. Da, vă aștept cu mare dragă la bugetul pe care îl votăm, fie că e la sfârșit de februarie, 4-5 de zile după bugetul național maxim, fie că e februarie, fie început martie, vă rog să bugetați și o să revin la o discuție imediat ce am semnat. Spuneți dumneavoastră că am crescut taxele și impozitele. Nu le-am crescut. Haideți să vedem ce cheltuieli avem anul ăsta și dacă dumneavoastră veniți cu niște soluții, că nu aveți doar calitatea în Consiliul Local să puneți întrebări, să știți. Asta faceți. Aveți calitatea să aduceți și răspunsuri și soluții. Pentru că nu vreau să mai implic partidele. Implicăm consilierii. Oneștenii nu ne-au votat să venim pe ei să punem întrebări. Sau doar să punem întrebări. Să știți că ne-au votat să aducem și soluții. Și vă spun din capul locului că voi accepta și accept și sunt deschis de la orice consilier local și până la orice oneștean să vină cu soluții care pot fi aplicate și le îmbrățișez cu drag. Nu pretind că sunt atot știutorul municipiului Onești și știu toate soluțiile la toate problemele, nu. Dar aștept și soluții, nu numai provocări de genul ce faceți, cum vă gândiți și așa mai departe. Sala polivalentă.
Sala polivalentă încă de anul, anul trecut, cei de la investiții am demarat toate procedurile pentru obținerea vizelor ISU. Și noi numai sala polivalentă, biblioteca municipală, muzeul de istorie și să vedeți ce urmează pentru școli. Trecem la oportunități ale tinerilor de a rămâne în oraș. Noi oameni buni, trăiți și trăim cu o falsă impresie, pe care acum câteva zile un liderul politic PNL a explicat-o, dar nu știu câți ați înțeles-o din partidul respectiv, dar foarte mulți au înțeles-o, cei care au și capacitatea să înțeleagă. Și anume, un nou angajator generează în primă fază, și v-am spus că nu sunt povești, 300 de locuri de muncă. La 1 martie se dă drumul la fabrica Autoliv. Cu greu i-a găsit, atenție, 300 de locuri de muncă. Un alt agent economic în vecinătate cu personajul care promovează anumite mesaje și bine face că le promovează, caută 400 de angajați. Mă refer la Crobo. Una e să-i cauți și una e să-i găsești. Vreau să vă spun că Kim Complex, am purtat o discuție săptămâna trecută cu domnul director general de la Kim Complex, îmi spune, măi, oameni buni, nu găsim angajați. Sudori. Nu găsim muncitori specializați. Nu găsim. Revenim constructori, revenim creșterea animalelor și panificație, grupul Șerban, textile. Deci eu vă spun că în momentul de față, și o să fac și în acest sens o comunicare foarte clară și transparentă. Am și făcut, deja am demarat, pe un ecran în incinta aici, la taxe și impozite pe nivelul 1 al primăriei, unde se plătesc taxe și impozite, toți angajatorii din municipiul Onești care au locuri de muncă pe care vor să și le promoveze, poate să vină și pun anunțuri gratuite. Avem 1000 de locuri de muncă în momentul ăsta vacante și eu vă spun ce solicitări primesc la primăria municipiului Onești pentru angajări. Paznic, șofer și juriști. Astea sunt locurile de muncă. Haideți să nu mai tratăm cu mănuși pe unii care nu vor să muncească. Și nu promovați astfel de idei. Cine vrea să muncească în municipiul Onești, are unde munci. Pe niște salarii decente, conforme, cu pregătirea pe care o au. Punct. Este o falsă teorie pe care o susțineți că în Onești nu sunt locuri de muncă. Sunt și vor fi. Oamenii trebuie să se adapteze la pregătirea profesională pe care o și să se angajeze dacă doresc. Dacă nu, sunt foarte mulți care vor să beneficieze de alte ajutoare pe care dumneavoastră nu, ca și mulți alții și noi, nu suntem de acord ca toată lumea să trăiască din ajutor social, nu? Bun. Referitor la TIAM, haideți să vă spun ce s-a făcut, ce am aprobat noi cu greu într-o ultima ședință de Consiliu Local și ce urmează să se întâmple referitor la taxe și impozite, venituri proprii, cheltuieli, 2017. Prin trâmbițe și urlete și sunete s-a aprobat niște taxe și impozite care au condus creșterea taxei pe salubritate pe angajat de la 6 lei la 10 lei. Reașezarea pe zona industrială trecând din DNC, clădirile nerezidențiale, toate cumulate undeva 15 miliarde de lei vechi. Însumate toate aceste creșteri. Bun, haideți să vă explic cheltuieli pe 2017. Avize ISU școli în municipiul Onești, instituții de învățământ, haideți să nu spun școli, aproximativ 10 miliarde de lei. Bani de la bugetul local, nu povesti. Creștere salariul minim pe economie și 20% creștere salarială pentru aparatul administrativ fără aleși locali, 25 de miliarde de lei plus 10 miliarde de lei, 35 de miliarde de lei. Da? Preluarea sistemului de apă în municipiul Onești, care are nevoie capitală și va fi prioritatea mea numărul 0, am declarat-o și o să o declar în conferința de presă, are nevoie de o susținere, de o infuzie de capital foarte consistentă, pentru că altfel nu putem să reducem pierderile. O să vă explic ce înseamnă prețul la apă. Cel puțin, și o să vă spun și ce am făcut deja. Am fost la Minister, Ministerul Dezvoltării, Guvernul României, Ministerul de Finanțe, acum două zile și am stat, pentru a schimba destinația acelui ajutor pe care l-am primit de la Guvern în 2012, de 15 miliarde de lei vechi,
pentru termoficare să schimbăm destinația către apă, pentru investiții. Anul ăsta trebuie să investim 25 de miliarde de lei vechi în sistemul de apă pentru a reduce pierderile și pentru a reactiva acea rezervă, dacă putem. Nu putem să demarăm nimic fără să facem studiu de fezabilitate și atenție. Sistemul de apă municipiul Onești nu are proiect. Dacă dorești să faci o investiție și dorești să faci orice pe ea în mod legal, primul și primul lucru trebuie să ai un proiect. Demarăm de urgență acest lucru, proiectarea, care nu durează o săptămână, două, trei sau o lună de zile. Vreau să nu fim rău intenționați sau să nu vorbim în necunoștință de cauză. Nu putem să facem lucrurile încălcând legea, pe de o parte, și fără responsabilitate. Toți ne dorim lucrul ăsta. Apă, regim de continuitate, apă de bună calitate și la preț redus. O să vă invit și o am o abordare de genul la ședința de buget local. Dragi consilieri, aceștia sunt banii pe care îi încasăm în 2017. Acestea sunt cheltuielile de funcționare, de unde nu putem să tăiem nimic, că sunt de funcționare. Și apoi, veniți dumneavoastră cu propuneri, încotro îndreptăm banii pe care îi colectăm. Eu voi veni cu o singură propunere și anume către dezvoltare, prioritate, apă și canalul municipiului Onești. Vă mulțumesc mult! Alte discuții? Domnule. Eu am de făcut o singură remarcă la această strategie și anume că este extraordinar de scufoasă. Și vreau să vă spun că am încercat să o studiez, să o citesc, dar pe la pagina 50 ceva m-am oprit că nu mai înțelegeam nimic și de generalități sunt sătut. Cred că o altă strategie trebuie să fie mai pe înțelesul tuturor așa. Și să fie parcurs cu plăcere. Nu să te obosești, să citești și să citești, să nu mai înțelegi nimic și să nu spună nimic ceea ce citești. Am găsit acolo, într-adevăr, răsfoind așa la câte 10, câte 20 de pagini, am ajuns la sfârșit și la acele proiecte. N-am nimic cu proiectele, sunt proiecte care au fost preluate de pe vremea lui domnul Lemnaru, n-au fost realizate de administrațiile anterioare și e normal să fie preluate și să ne propunem în continuare că va veni voadă timpul să le terminăm. N-am mai văzut proiectul cu troleibuzele, dar probabil că nu se mai impune a fi preluat. În schimb, am văzut că s-a preluat și foarte bine cel privind pasajul și altele, că, eu știu, poate o să vină vremea să le facem. Deci acest lucru aș face o sugestie, că atunci când se fac acest strategie, să facă mai pe înțelesul nostru. În ceea ce privește întrebările, domnul primar, eu nu vreau să nici nu mă supăr, dar nici vreau să nu vă supărați. Noi suntem opoziția, suntem puțin, suntem un procent mai mic, așa și e dreptul nostru pe care ne dă legea să punem întrebări. Dumneavoastră trebuie să fiți calm, la apărare, apărat de puterea pe care ați obținut-o de a decide. Aveți obligația să răspundeți la toate întrebările, calm, cu argumente și nu va fi niciun fel de problemă. Noi nu ne mai enervăm, nici nu am văzut că atunci nu vă enervăm, nu mai rost. Deci ăsta e rolul principal. Bineînțeles că și v-am spus că pe proiectele principale, privind Oneștiul, cel puțin noi, liberali, vom merge pentru rezolvarea lor. Dar în rest, asta e. Cine câștigă, are putere, dar trebuie să aibă și înțelegerea și să spună nu compasiunea, dar trebuie să aibă puterea de a răspunde la întrebările care sunt puse de ziariști, de opoziție, de populație. De cine pune întrebări? E dreptul lor. Atâta nu mai e. Da, vă mulțumesc. Trebuie să vă răspund oarecum. Domnul consilier și avocatene, dumneavoastră să știți că nu sunteți o simplă opoziție, ci sunteți niște oameni pe care eu vă respect foarte mult, în primul rând. Și noi vă respectăm, da. Mulțumesc. Vă respect și îmi doresc ca nici eu, nici dumneavoastră și nici unul din sala asta să nu câștigăm. Prefer ca după acești 3 ani jumătate cât au mai rămas de mandat, să câștige oneștenii. Ca să câștige oneștenii, cum a spus și dumneavoastră, trebuie să avem
pe proiectele importante un punct de vedere comun și sunt de acord că acolo unde greșesc sau am punct de vedere, am un punct de vedere sau mai multe puncte de vedere care nu sunt în concordanță cu interesele oneștenilor, să fiu amendat, cu ghilimele de rigoare. Nici nu mi-am propus că, să știți că mă numesc Nicolae Gnatiu, nu mă numesc Kim Jong-un. Când intru în sală să mă aplaude cineva sau să mă felicite la sfârșit de ședință. Nu știu cam care sunt responsabilitățile fiecăruia, dar eu cred că au trecut campaniile electorale, o să mai vină și altele și o să treacă și peste noi. Noi suntem, cum bine spune un coleg de-al meu, domne, funcțiile trec, oamenii rămân. Aș avea onoarea și plăcerea ca împreună, după acest mandat, să rămână ceva după noi. Și vă garantez că nu o să rămână după Nicolae Gnatiu, ci o să rămână după mandatul condus ca și primar de Nicolae Gnatiu și cu niște consilieri aleși de către oneșteni. Eu vă mulțumesc și să știți că apreciez în mod deosebit. Să lucrurile alegeri următoare veniți și cu noi la campanie, nu? Sigur că da. Desigur, vreau să știți și dumneavoastră, poate unii nu, din cei mai tineri consilieri, că aceste strategii sunt obligatorii pentru localitățile unde activează asemenea consilii locale și le se fac pe perioade îndelungate. Cu noi, această strategie a fost reactualizată pentru perioada care parcurgem noi și are termen până în 2022. Deci, în această perioadă, nu ne împiedică nimeni să atragem fonduri europene, să rezolvăm foarte multe din problemele propuse și de multe ori, și de cele mai multe ori, nu se fac cam tot ce scrie acolo, dar trebuie să avem o perspectivă de ce vrem să facem noi în perioada următorilor 5 ani. Este o chestiune firească, normală, și la care cred că atât Consiliul Local cât și Executivul vor achiesa spre binele locuitorilor noștri. Vă mulțumesc! Alte discuții? Da. Doamna Bădic. Da, mulțumesc. Doar o precizare. O să vă spun că această strategie este foarte importantă, mai ales la capitolul investiții și proiecte. Niciun proiect care va fi în perspectivă, care va fi implementat sau care este proiectat, dacă nu se regăsește în această strategie, nu poate fi implementat. Este o condiție obligatorie, esențială, nu și suficientă, dar pentru proiectele europene, dacă ele nu se regăsesc și nu sunt prevăzute în această strategie, ele nu pot fi dezvoltate. Se solicită o dovadă că este aprobată strategia și că acel proiect se regăsește în strategie. De fapt, este o radiografie a situației actuale și o proiecție. Aș vrea să completez pe domnul Lemnaru și să spun că toate unitățile administrative nu sunt obligate, dar e de preferat să aibă această strategie pentru că toate primăriile doresc să se dezvolte și că contează foarte mult de ceea ce previzionez, chiar dacă uneori aceste proiecte par științifico-fantastice, nu se știe niciodată până în 2020 ce oportunități de finanțare pot apărea și e bine să se regăsească în această strategie, chiar dacă, așa cum s-a mai spus, ea este perfectibilă și poate ulterior fi ajustată. Mulțumesc! Dacă nu mai sunt discuții, supunem la vot. Cine este pentru? Se abține cineva? Împotrivă? Proiectul numărul 4. Proiect de hotărâre pentru aprobarea regulamentului privind condițiile de execuție a lucrărilor aferente rețelelor tehnice existente realizate de domeniul public sau privat al municipiului Onești și a lucrărilor de intervenție executate în regim de avarie. Stimate doamne și domn consilieri, având în vedere dificultățile întâmpinate în monitorizarea lucrărilor ce se execută pe domeniul public sau privat al municipiului Onești pentru intervenția la rețele subterane de distribuție apei, energie electrice, gaze, telefonie de către persoanele fizice, juridice sau deținătorii de utilități, pentru a reduce la minim disconfortul creat cetățenilor municipiului Onești, este necesară crearea cadrului legal care să stabilească modul de înregistrare, urmărire și recepție a lucrărilor executate. În acest sens am înființat și vă supun dezbaterii și aprobării proiectul de hotărâre în forma prezentată, inițiată. Are cuvântul reprezentantul compartimentului de specialitate.
Stimate doamne și domn consilier, prin proiectul de hotărâre inițiat de primarul municipiului Onești, se supune spre adoptare Consiliul Local Regulament, privind condițiile de execuție a lucrărilor de domeniul public sau privat al municipiului Onești și de intervenție în caz de avare la rețelele de disponibilitate. Temeiul legal al demersului nostru constituie prevederile următoarelor acte normative. Legea numărul 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice locale actualizată, ordonanța guvernului numărul 43.197 și în regimul drumurilor, modificările și completările ulterioare, ordonanța guvernului numărul 2.001 privind regimul juridic al contravențiilor actualizată, legea 50/1991 republicată și actualizată prin legea 133/2016, legea numărul 177/2015 pentru modificarea aplicarea legii numărul 10/1995 privind calitatea construcției. Legea numărul 227/2015 în vederea gestionării eficiente a execuției și urmării a legii la funcția inițială a domnilor afectate de lucrările de săpătură și evitării de faceri necorespunzătoare a zonelor menționate, propunem aprobarea prezentului proiect de hotărâre ce va reglementa cadrul general de funcție din condițiile de execuție a lucrărilor pe domeniul public sau privat al municipiului Onești, având în vedere că acesta îndeplinește condițiile de legalitate și oportunitate. Are cuvântul reprezentantul Comisiei de Specializare. Cu majoritate de voturi avis favorabile. Sunt discuții? Nu. Punem la vot. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva? Proiectul numărul 5. Proiect de hotărâre privind îndreptarea unor erori materiale din cuprinsul hotărârii Consiliului Local numărul 185 pe 24 decembrie 2016 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale și alte taxe asimilate acestora aplicabile începând cu anul 2017 în municipiul Onești. Domnilor și domnilor consilieri, prin hotărârea Consiliului Local numărul 185 din 24 decembrie 2016 au fost stabilite impozitele și taxele locale și alte taxe asimilate acestora aplicabile începând cu data de 1 ianuarie 2017 în municipiul Onești. În cadrul anexei 4 la hotărârea Consiliului Local numărul 185 privind stabilirea taxelor și impozitelor și alte asimilate începând cu data de 1 ianuarie 2017 în municipiul Onești, la punctul 7 s-a omis din eroare a se preciza că se va scrie următorul aliniat: abonament pentru organizații non-profit 200 de lei pe lună, reprezentând abonamentul pentru organizații non-profit ce folosesc exclusiv pentru activitățile fără scop lucrativ bazele sportive, pe baza programului stabilit de primarul municipiului Onești. Abonamentul se aplică începând cu data de 1 ianuarie anului următor, cel în care ONG-ul depune documentele justificative și nu asigură decât accesul la bazele sportive în vederea efectuării antrenamentelor, concursurilor fără alte drepturi. Documentele justificative care se depun sunt statutul, actul constitutiv, hotărârea judecătorească de înființare, dovada că mobilizează în cadrul ONG-ului număr de cel puțin 40 de copii juniori, dovada că că desfășoară sport de masă în campionate la nivel județean, interjudețean sau național, excepție face sala polivalentă Nadia Comăneci. Și terenul. Da? Potrivit procesului verbal al ședinței Consiliului Local Onești din 24 decembrie 2016, primarul municipiului Onești și-a însușit amendamentul cu mențiunea că aceasta se va aplica și sălii de sport, excepția sălii polivalente Nadia Comăneci, drept pentru care se impune modificarea punctului 7 din cadrul anexei numărul 4 la hotărârea menționată. Prin excepție, pentru anul 2017, depunerea documentelor justificative menționate la punctul 6 și punctul 7 de la anexa 4 a hotărârii de Consiliul Local mai sus menționată se va face până la 30 ianuarie, având în vedere data la care a fost adoptată hotărârea Consiliului Local privind taxele și impozitele locale și alte taxe asimilate acestora aplicabile începând cu 1 ianuarie. De asemenea, în cadrul anexei numărul 2 a hotărârii de Consiliul Local numărul 185 din 24 decembrie 2016 privind stabilirea taxelor și impozitelor locale, sintagma de taxă pentru ocupare cu ziua suprafețelor de teren din fața pieței, cu contract de închiriere, ce se regăsește la punctul 7 aliniatul 3, se înlocuiește cu sintagma
taxă pentru ocupare lunară a suprafețelor pletitrei din fața pieței cu contract de închiriere, cum din eroare a fost scris. Față de cele menționate, vă rog să aprobați proiectul în forma prezentată. Are cuvântul reprezentantul Comisiei de Specialitate. Prin hotărârea Consiliului Local, numărul 85/24/2016, au fost stabilite impozitele și taxele locale aplicate începând cu data de 1 ianuarie 2017, lucruri cifronești. Conform articolul 71 din legea numărul 24/2000, prin normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, actul normativ adoptat și adus la cunoștință publică poate să numai în sensul îndreptării erorilor materiale. Având în vedere cele menționate, se impune inventarea unor erori materiale din cuprinsul hotărârii Consiliului Local numărul 85/2016, prin stabilirea impozitului și taxelor locale și alte taxe asigurate acestora aplicabile începând cu anul 2017 în municipiul Onești, astfel. Punctul 1, aliniat comunicat, anexe numărul 4. La hotărârea mai sus menționată, la punctul 7, s-a omis în eroare a se prezenta că se va scrie următorul aliniat. Abonament pentru organizații non-profit, 200 de lei pe lună, reprezentând abonamentul pentru organizații non-profit, ce folosesc exclusiv pentru activitățile fără scop lucrativ, bazele sportive, pe baza programului stabilit de primăria municipiului Onești. Abonamentul se aplică începând cu data de 1 ianuarie a anului următor, celui în care ONG-ul depune documentele justificative și nu asigură decât accesul la bazele sportive în vederea efectuării antrenamentelor, concursurilor și fără alte drepturi. Documentele justificative care se depun sunt la statutul, actul constitutiv, hotărârea judecătorească de înființare, dovada că mobilizează în cadrul ONG-ului un număr de cel puțin 40 de copii juniori, dovadă că desfășoară sport de masă în campionate la nivel județean, interjudețean sau național. La aliniatul 2, în excepție, pentru anul 2017, depunerea documentelor justificative menționate la punctul 6 și punctul 7, de la anexa numărul 4 a hotărârii de Consiliu Local mai sus menționate, se va face până la data de 30 ianuarie 2017, având în vedere data la care a fost aprobată hotărârea Consiliului Local privind impozitele și taxele locale și alte taxe asigurate acestora aplicabile începând cu data de 1 ianuarie 2017. Punctul 2. În cadrul anexei numărul 2 a hotărârii Consiliului Local numărul 185 din 24 decembrie 2016, privind stabilirea impozitelor și taxelor locale și alte taxe asigurate acestora, aplicabile începând cu anul 2017 în municipiul Onești, sintagma de taxă pentru ocuparea cu ziua a suprafețelor de teren din fața pieței cu contract de închiriere, ce se regăsește la punctul 7, aliniat 3, se înlocuiește cu sintagma taxă pentru ocuparea lunară a suprafețelor de teren din fața pieței cu contract de închiriere. Punct din eroare a fost scris. Față de cele menționate, rog să analizați și să decide în consecință. Vreau să aș avea o propunere și îmi pare că n-a reușit să fac temele complet pentru această propunere și a fi luată în seamă, dar v-aș ruga să inițiatorul să aibă în vedere dacă n-am putea să îndreptăm, să spunem așa, eroare materială și în ceea ce privește taxa trecută în anexa numărul 2 la punctul 5, cred, punctul 5, alinia 2 sau nu știu cum se spune. Taxa pentru ocuparea cu ziua suprafețelor de teren din piață, omor, platou, legume și fructe, care în hotărârea noastră numărul 185 din 24 decembrie 2016 a fost stabilit la 3 lei per metru pătrat pe zi, tot sezonul. Vedeți că ar trebui pentru sezonul de iarnă, 6 luni de zile sau de rece, 6 luni de zile, să fie o taxă mai mică la 1 leu per metru pătrat pe zi, având în vedere și situația deosebit de precar a celor care pe sezon de iarnă desfășoară, ocupă aceste suprafețe și desfășoară un fel de activități, un pic cu niște activități comerciale și sunt cei care știți foarte bine noastră cu situația care au fost mutați pe acest platou. Sezonul de rece nu prea sunt foarte slabe încasările. Urmează să apreciați dacă
Eu poate îmi cer scuze că n-am fost într-o eroare și n-am reușit să fac acest amendament. Să știți că amendamentul este unul pe care l-am analizat și noi, chiar dacă s-a întâmplat după ce am aprobat taxele și impozitele, este binevenit, dar nu în totalitate. În ce sens? Nu și la obor. Nu, mă scuzați, nu fără obor. La piață, deci, nu, am greșit, dorim să luăm o măsură care să vină în sprijinul celor care și-au desfășurat activitatea în zona bazar și, ce să zic, independent de voința dânșilor și a noastră, trebuie să-și desfășoare activitatea în niște condiții improprii în zona celor care vând legume și fructe pe platoul din partea de jos a pieții. Acolo cred că este cât se poate de binevenit o astfel de măsură, dar nu pot fi de acord și în obor. Nu, mai acolo, a fost. Da. Îmi însușesc amendamentul și cred că este bine pentru, în primul rând, pentru acei oameni și până la urma urmei și pentru oneșteni că pot să-și mai cumpere câte ceva de pe acolo. Dacă îmi permiteți ca să pot să notez, adică ar fi la punctul 6, a spus dumneavoastră, ar fi aliniatul 1, taxa ocupare cu ziua rămâne da. 3 lei metru pătrat, taxa pentru ocupare lunară, contract, suprateție, piață, obor. La punctul 6 ați făcut amendament. Da. Ar rămâne 2 lei metru pătrat și ar veni un aliniat 3, prin excepție, sau să spunem o taxă de ocupare lunară, contract, asupra suprafețelor de teren de pe platoul de legume, exact. Cu altă destinație decât legume, ceva îmbrăcat, deci cu să fie un leu metru pătrat pe zi. Comerciații pot spune bazar. Da. Deci va veni un aliniat 3 sub această punctă. Da. Aș face o sugestie pentru acel program, pentru acele ONG-uri care utilizează bazele sportive conform unui program. Nu știu dacă este foarte bine formulat un program, eu aș propune un regulament de utilizare. Ce ne facem în situațiile în care mai multe ONG-uri doresc să folosească baza în același timp? Sau poate vor de 3 ori, de 5 ori pe săptămână ca abonament și alții nu mai încă. Cred că ar fi de preferat să facem un regulament, unii să nu abuzeze și alții să folosească, să nu mai reușească să utilizeze acele baze sportive. Deci cred că se poate veni cu un regulament. De acord. Și până la realizarea regulamentului ce facem? Întrebare personală. Păi, dumneavoastră ați propus un program. O să faceți în așa fel încât să nu se supără. Eu n-am propus. O să faceți în așa fel încât să nu se supropună solicitările. Bun, haideți să dăm și un termen cu fac domnii de la bazar și bine. Fac până când facem regulament. Până luna viitoare? Da, trebuie luat în considerare și transparența decizională. 40 de zile, 30 de zile lucrătoare. Până la Paște. Eu am făcut o sugestie, dacă deci urmează să o punem pe site, în transparență decizională și să-l aprobăm. Dar tu ce spune pe până la... Oricum, din ce am înțeles eu de la baza sportivă, deocamdată toate solicitările venite nu se suprapun. Deci e loc pentru toată lumea. Dar dacă e cu atât mai bine. Da. N-am venit cu poate. Alte discuții? Dacă nu mai sunt discuții, supărăm la vot. Cu unanimitate de voturi, aviz favorabil. Știam. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Proiectul numărul 5. Proiect de hotărâre privind de hotărâre pentru aprobarea actului adițional numărul 2 la documentul de poziție privind modul de implementare a proiectului Sistem Integrat de Management al Deșeurilor Solide în județul Bacău. Județul Bacău implementează la această dată din fondul post-mediu proiectul Sistem Integrat de Management al Deșeurilor Solide în județul Bacău în baza contractului de finanțare numărul
131.826 din 11.04.2011, semnat Ministerul Mediului și Pădurilor. Conform prevederilor ghidului solicitantului, axa prioritară 2 post-mediu, domeniul major de investiții, dezvoltarea sistemelor integrate de management al deșeurilor și extinderea infrastructurii de management al deșeurilor, unul din documentele suport atașate la cererea de finanțare pentru accesarea fondurilor post-mediu a fost documentul de poziție privind modul de implementare a proiectului Sistem Integrat de Management al Deșeurilor Solide în județul Bacău, aprobat prin hotărâri ale autorităților deliberative ale unităților administrativ-teritoriale, membre adis inclusiv prin hotărârea numărul 212 din 22.12.2010 a Consiliului Județean Bacău. Prin documentul de poziție s-a convenit asupra unor elemente tehnice, economice și organizatorice, fiind aprobată problematica gestionării deșeurilor la nivel județean. Pe parcursul implementării proiectului au apărut modificări în ceea ce privește cadrul instituțional, lucru care a determinat necesitatea actualizării datelor prezentate în documentul de poziție. Având în vedere cele anterior precizate și adresa comună a Consiliului Județean Bacău, Unitatea de Implementare a Proiectului Sistem Integrat de Management al Deșeurilor Solide în Județul Bacău și Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău, înregistrată la primăria municipiului Onești cu numărul 83.688 din 19.12.2016, supun spre aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea actului adițional numărul 2 la documentul de poziție privind modul de implementare a proiectului Sistem Integrat de Management al Deșeurilor Solide în Județul Bacău. Are cuvântul reprezentantul compartimentului de specialitate. Conform dorilor ghidului solicitat de proiectare de departament de major de investiție de dezvoltarea sistemelor integrate de management al deșeurilor și extinderea infrastructurii de management al deșeurilor, unul din documentele suport atașate la cererea de finanțare pentru accesarea fondurilor post-mediu a fost documentul de poziție privind modul de implementare a proiectului Sistem Integrat de Management al Deșeurilor Solide în Județul Bacău, aprobat în hotărârea prin hotărârea autorităților deliberative al unităților administrativ-teritoriale, membre adis, inclusiv prin hotărârea numărul 212/2010 a Consiliului Județean Bacău. Prin documentul de poziție s-a convenit asupra unor elemente tehnice, economice și organizatorice, fiind abordată problematica gestionării deșeurilor atât pentru mediul urban cât și pentru zonele rurale. Documentul de poziție a fost aprobat în datele 103/17/2010. Soluția recomandată pentru implementarea unui management integrat al deșeurilor la nivel județean constă în construcția celulei 2 a depozitului conform de deșeuri situat pe amplasamentul din municipiul Bacău, construcția unei stații de transfer a unei stații de sortare și recuperare de compostare și amplasamentul din Onești, închiderea depozitelor neconforme din următoarele localități: Onești, Moinești, Comănești, Dermănești, Pedurma și Bucuș, achiziționarea de echipamente pentru colectarea deșeurilor reziduale, precum cadre și biodegradabile, achiziționarea de unități de comportare individuală, integrarea proiectelor FARE și ISPA în proiectul Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Bacău. Prin HR 102/17/12/2010, anexa numărul 3, a fost aprobat planul anual de evoluție a tarifelor și taxelor pentru proiectul Sistem Integrat de Management al Deșeurilor Solide în Județul Bacău, iar prin HR 185/24/2016, a fost aprobat nivelul taxelor și impozitelor locale pentru anul 2017. De asemenea, prin propunerea de act adițional înaintată, se dorește integrarea proiectelor FARE și ISPA, proiecte care la momentul aprobării documentului de poziție nu au fost cuprinse în acestea. Aviz favorabil. Dacă nu sunt discuții, spun la vot. Aș vrea să întreb dacă știți ce se mai întâmplă cu stația de izolare și de transfer și... Sunt dar ce știți, complexul de deșeuri de la Lunești, licitația pentru el a fost contestată și s-a recomandat reanalizarea ofertelor. Aceasta durează un an de zile. Nu? E clar. Sunt discuții? Dacă nu mai sunt discuții, spune la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Proiectul numărul 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău pentru anul 2017. Da,
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău are ca scop înființarea, organizarea, reglementarea, finanțarea, exploatarea, monitorizarea și gestionarea în comun a serviciilor de salubrizare pe raza de competență a unităților administrativ-teritoriale, membre, precum și realizarea în comun a unor proiecte de investiții publice de interes zonal sau regional destinate înființării, modernizării, dezvoltării după caz a sistemelor de utilități publice aferente serviciului pe baza strategiei de dezvoltare a acestuia. În urma adresei ADIS Bacău numărul 4541 din 19-12-2016 a fost înregistrată la Consiliul Local la Municipiul Onești propunerea privind adoptarea unei hotărâri privind cotizația anuală la patrimoniul asociației aferent anului 2017. Având în vedere necesitățile financiare pentru implementarea în bune condiții a proiectului managementul integrat al deșeurilor în județul Bacău și posibilitățile de finanțare de la nivelul diverselor unități administrativ-teritoriale, se consideră necesar ca la patrimoniul asociației cotizația să fie stabilită în mod diferențiat după cum urmează. Pentru județul Bacău 450.000, pentru municipiul Bacău 450.000, pentru municipiul Onești 30.000, pentru municipiul Moinești și orașul Târgonești 15.000, pentru orașele Comănești, Bucur și Târgu Ocna 10.000, pentru orașul Slănic Moldova 3.000, pentru comune cu o populație sub 3.000 de locuitori, 1.000 de lei, pentru comune cu o populație între 3.000 și 5.000 de locuitori, 2.000 de lei, pentru comune cu o populație între 5.000 și 10.000 locuitori, 2.500 de lei, pentru comune cu o populație peste 10.000 locuitori, 3.500 lei. Menționez că potrivit statutului asociației, județul va fi beneficiarul proiectului, devenind proprietarul tuturor bunurilor realizate prin investiții în cadrul proiectului, care sunt componente ale infrastructurii de rețea serviciilor și care deservesc mai mulți asociații. Având în vedere cele anterior menționate și rolul pe care îl are municipiul Onești în ceea ce privește atribuțiile asociației pentru pregătirea și aprobarea strategiei de dezvoltare într-o concepție unitară a programelor de reabilitare, extindere, modernizare a sistemelor de utilități publice existente, a programelor de înființare a unor noi sisteme, precum și a programelor de protecție a mediului conferite de legea 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice cu modificările și completările ulterioare și de articolul 16 alinia 3 litera din statutul asociației, supunem spre aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea cotizației pentru anul 2017 la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitare pentru Stabilizare Bacău. Are cuvântul reprezentant cu departamentul de specialitate. În urma adresei de ADIS Bacău numărul 4541/19-12-2016, a fost înregistrată la Consiliul Local al Municipiului Onești propunerea pentru adoptarea unei hotărâri privind cotizația anuală la patrimoniul asociației aferent anului 2017. Având în vedere necesitățile financiare pentru implementarea în bune condiții a proiectului managementul integrat al deșeurilor în județul Bacău, posibilitățile de finanțare de la nivelul diverselor unități administrative teritoriale, se consideră necesar ca la patrimoniul asociației cotizația să fie stabilită în mod diferențiat. Pentru municipiul Onești 30.000 de lei, în conformitate cu prevederile OGE numărul 26/2000 cu privire la asociații și fundații cu modificări și completările ulterioare, devenind articolul 16 alineatul 2 litera K și articolul 21 alineatul 1 din statutul asociației, una generală a asociației, aprobă cotizația anuală la patrimoniul asociației, în baza unui mandat special acordat expres în prealabil prin hotărârea autorității deliberative a asociatului al cărui reprezentant este. Facem precizarea că potrivit prevederilor articolului 12 alineatul 1 din legea administrației publice locale numărul 215/2001 republicată, modificări și completărilor derivare și ale articolului 35 alineatul 4 din legea 273/2006 privind finanțele publice locale, modificările și completările ulterioare asociate de dezvoltare intercomunitară se finanțează prin contribuții din bugetele locale ale unităților administrative teritoriale membre pe cum și din alte surse conform legii. Reprezentantul comisiei? Aviz favorabil cu unanimitate. Discuții? Se mai trebuie aplică? Dacă nu sunt discuții, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Trecem la proiectul numărul 8. Proiect de hotărâre pentru aprobarea conținutului scrisorii de așteptări privind stabilirea performanțelor așteptate de la organele de administrare și conducerea ale 10 domeniul public și privat Onești S.A., având ca autoritate plenară municipiul Onești. Dau cuvântul domnului. Domnilor și domnilor consilieri, ordonanța de urgență a Guvernului numărul 109/2011, modificată de legea 111/2016 prin articolul 2.2 alinea B, stabilește că autoritatea publică tutelară are printre altele competențe privind
să întocmească scrisoarea de așteptări și să o publice pe pagina proprie de internet pentru a fi luată la cunoștință de candidații la postul de administrator sau director înscriși pe lista scurtă. Scrisoarea de așteptări este documentul cu care începe procesul de selecție a directorilor pentru întreprinderile publice. Acest document conține performanțele așteptate de la organele de administrare și conducere și politica acționariatului privind administrarea și conducerea întreprinderilor publice. Prezentul document a fost întocmit în seama de prevederile legii numărul 111/2016 pentru aprobarea ordonanței de urgență a Guvernului 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, precum și prevederile cuprinse de HG 722/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare ale acestea. Aceasta reprezintă un document cu statut orientativ care exprimă așteptările Consiliului Local al Municipiului Onești în calitate de autoritate publică tutelară de reglementare în domeniu pentru SC domeniul public și privat Onești SA. Are cuvântul reprezentantul Compartimentului de Specialitate. După cum este stabilit în articolul 2.2 din ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011, modificată de legea 111/2016, autoritatea publică tutelară are următoarele competențe. Se numesc reprezentanții statului sau advocați ai unității administrative teritoriale în adunarea generală a acționarilor sau asociațiilor și să aprobe mandatul acestora, să propună în numele statului sau unității administrative teritoriale acționar candidații pentru funcție de membri ai Consiliului de Administrație sau după caz de supraveghere cu respectarea condițiilor de calificare și experiență profesională și selecție prevăzute de prezenta ordonanță de urgență, să întocmească scrisoarea de așteptări sau publice pe pagina proprie de internet pentru a fi luată la cunoștință de candidați la postul de administrator sau director înscris pe lista scurtă. Scrisoarea de așteptări este documentul cu care începe procesul de selecție al directorilor pentru întreprinderile publice. Acest document conține performanțe așteptate de la organele de administrare și conducere și politica acționariatului privind administrarea și conducerea întreprinderilor publice. Prezentul document a fost întocmit în seama de prevedere legii 111/2016 pentru aprobarea ordonanței de urgență al Guvernului numărul 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, precum și prevederile cuprinse în HG 720/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a acestuia. Acesta reprezintă un document cu statut orientativ care exprimă așteptările Consiliului Local al Municipiului Onești în calitate de autoritate de reglementare în domeniu pentru SECI, domeniul public și privat Onești SA. Față de cele prezentate, vă rog să anotez să votați. Reprezentantul Comisiei de Specialitate? Aviz favorabil. Discuții pe marginea proiectului? Dacă nu sunt discuții, spunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Proiectul numărul 9. Proiect de hotărâre pentru modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 25 din 28 februarie 2013 privind aprobarea tarifului abonamentelor de parcare și regulamentul de organizare și funcționare a sistemului de parcare cu plată în municipiul Onești. Dau cuvântul domnilor primari. Domnilor și domnilor consilieri, prin HL numărul 25 din 28 februarie 2013 a fost adoptat regulamentul de organizare și funcționare a sistemului de parcare cu plată în municipiul Onești. Prin HCL numărul 4 din 31.2014 s-a modificat HCL numărul 25 din 28 februarie 2013 privind aprobarea tarifului abonamentelor de parcare și regulamentul de organizare și funcționare a sistemului de parcare cu plată, prin care s-a stabilit că tariful abonamentului pentru ocuparea locului de parcare în valoare de 50 de lei pe an fără TVA se constituie venit la SC domeniul public și privat Onești SA. Conform articolului 24 din anexa numărul 1 la HG numărul 955 de pe 2004 privind aprobarea reglementărilor cadrului de aplicare a ordonanței Guvernului numărul 71 pe 2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local modificată și actualizată, sumele încasate de taxe pentru parcare vor fi vărsate la bugetul local. Având în vedere că, prin anexa numărul 5 din HCL numărul 185 din 24 decembrie 2016, tariful perceput pentru eliberarea unui abonament loc parcare s-a transformat în taxa anuală abonament loc parcare de reședință și se constituie venit la bugetul local al municipiului Onești, este necesară modificarea și completarea regulamentului de organizare și funcționare a sistemului de parcare cu plată. Ținând cont de prevederile legii și a celor menționate mai sus, vă rog să aprobați proiectul de hotărâre în forma prezentată. Vă mulțumesc! Are cuvântul reprezentantul Compartimentului de Specialitate.
din caz cele anumare 25/27/2013, privind aprobarea tarifului abonamentului de parcare și regulamentul de autorizare și funcționare sistemului de parcare cu plată în municipiul Onești, consultate și completată prin caz cele 4/10/2014, caz cele 92/3/7/2014, pentru municipiul Onești, 25/2013, au fost aprobate tariful abonamentului de parcare cu plată în municipiul Onești, regulamentul de autorizare și funcționare sistemului de parcare cu plată în municipiul. Conform articolul 24 din anexa numărul 1 a HG 95/2004, pentru aprobarea reglementărilor cadre de aplicare a ordonanței cu numărul 75/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice și administrarea domeniului public și privat de interes local, modificată și actualizată, sumele încasate de taxe pentru parcare se constituie venit la bugetul local. Având în vedere că prin anexa numărul 5 din HG 85 din 24 decembrie 2016, tariful perceput pentru eliberarea unui abonament loc de parcare s-a transformat în taxa anuală abonamentul de parcare de reședință, se constituie venit la bugetul local al municipiului Onești, fost necesară modificare și completare regulamentului de organizare și funcționare, după cum urmează. Modificare. Articolul 2.2 din regulament. Taxa anuală abonamentul de parcare de reședință se aprobă anual de către Consiliul Local al Onești, se constituie venit la bugetul local al municipiului Onești. Articolul 5 se completează cu punctul 2. Abonamentul aprobat pentru loc de parcare cu plată va fi emis de către primăria Onești, se va putea ridica în termen de 45 de zile de la solicitare de la Serviciul Monitorizare de Activități Publice și Control al Activității de Transport pe bază de semnătură. Solicitația de abonamente va fi înștiințată spre aprobarea cererii, urmând a li se comunica data când vor putea ridica abonamentul. Se modifică articolul 6 și se completează după cum merge. Abonamentul are valabilitate numai pentru anul în curs. Taxa anuală de abonament la parcare de reședință este în cuantum de 60 de lei pe an și se plătește anual la 30 martie, inclusiv sau la dobândirea, la data dobândirii abonamentului. Punctul 3, neachitarea taxei anuale de la data emiterii până la sfârșitul anului în curs s-a tratat de presiune penalități conform codului fiscal, aprobat prin legea 227/2015. Se completează anexa din HCD cu articolul 26, privitor la rezilierea abonamentului, care se va putea face prin solicitare scrisă în partea titularului, aprobată de primar, însoțită de dovada achitării taxei pentru anul în curs, rezilierea abonamentului va intra în vigoare cu data de 1 ianuarie anului următor, solicitările de rezidere înregistrate până data 31 martie anul curent și scutite de plata abonamentului pentru tot anul respectiv. Sau prin notificare scrisă din partea primăriei municipiului Onești. Serviciul monitorizare va înainta lunar către DEF situația abonamentelor ridicate sau rezidiate pe baza cererilor înregistrate în cadrul serviciului. Indiferent de perioada în care se solicită abonamentul, cu excepția menționată la articolul 26 litera A, contravalorarea taxei anuale se va achita integral pentru anul în curs. Persoanele care au achitat abonamentele loc parcare pentru fracțiunile anului 2017 își pot recupera sumele de la SCDBB pe baza documentului de plată. Având în vedere cele prezentate în acest, vă rog să aprobați modificările și completările ale regulamentului și metodologia de funcționare a sistemului de parcare cu plată municipală. Reprezentantul comisiei de aviz favorabil. Și comisia 1 avizează favorabil cu unanimitate de voturi. Discutăm. La contravenții, am mai scutat subiectul ăsta așa cu 2-3 ani, acea 100.000 de lei. Până la urmă, cine aplică această contravenție? De DGP-ul, Poliția Rutieră, nu. Puternicii de primarie. Era vorba și de un telefon, dar în cazul în care un cetățean își găsește locul parcare rezervat, plătit de o altcineva, cum rezolvă problema? Era vorba după vreo domnului de chină că se va înființa un telefon care va... Înființăm poliția locală și rezolvăm problema. Deci la articolul 19, alineatul A, consider contravenție staționarea sau ocuparea locurilor de parcare rezervate fără abonament. N-am înțeles chestiunea asta. Locuri de parcare rezervate fără abonament. Există situații în care persoanele vin, fac depun documentația pentru ea, situația mai mult când era aparținea de DPP. Făceau solicitare pentru un loc de parcare, se duceau și îl ocupau, dar nu mai veneau să le zice abonament. Adică nu-l plăteau. Făceau doar documente, fără să și achite. Nu iei bani înainte să analizezi documentele. Noi am încercat acum să eliminăm această posibilitate. Intrarea în baza de date a celor care ocupă un loc de parcare se face în scris, ieșirea se face în scris. Am înțeles, deocamdată sunt 7-800 de plătitori, cel puțin anul trecut. Nu sunt de bun platnici sau de solicitați. Am reținut ce a spus cu cele de 5.000 de lucruri. Mulțumesc. Alte discuții? Se leagă doar de subiect, deci pentru plată nu sunt pentru
plata acele sume. Numai că vreau să subliniez că începând de sâmbătă, 21 ianuarie, intră în vigoare HG 965, care printre altele notifică și ridicarea autovehiculor parcate, staționate sau oprite neregulamentar. Și cred că trebuie să ne gândim ce agent economic ține de primărie. Doar atât, HG 25/2013, pe care noi îl modificăm astăzi, trebuie să apară neapărat modificările, că fără, nu de PFU, ci Consiliul. Da? În HG și mai mult. Sunt câteva puncte care sunt scrise acolo, dar văd că nu sunt respectate în trafic. Parcarea autoturismelor de genul acesta, în locuri de parcare, trebuie să fie cu ITP valabil și mie, pe mine și atunci m-a deranjat și acum mă deranjează, dacă omul are garaj, e treaba lui. Pentru garaj, unde l-are și unde a avut dreptul să și-l facă, nu pot să îi fac o interdicție. Vezi că ai un garaj la gura băiei și deci n-ar trebui să-l ții aici. Deci toată lumea cred că trebuie să fim la fel. Autoturismele trebuie să... Articolul 8 spune că autoturismele trebuie să aibă numărul de matriculare. Foarte, foarte multe vehicule sunt oprite, staționate neregulamentar pe teritoriul municipiului, fără numere de parcare. Este o altă șmecherie a, nu știu cum să spun, a celor care nu vor să respecte legea, le duce, le parchează undeva și le lasă fără număr de parcare ca să nu știi să, fără număr de matriculare ca să nu știi pe cine să cauți. La articolul 14, aceeași hotărâre presupune că trebuie făcută și curățenia și dezăpezirea locului respectiv. Nu aș vrea să sugere domnul primar pe mine, dar ar trebui să întrebăm pe cineva din cadrul aparatului primăriei câte sancțiuni au fost date până în acest moment. Pentru că personal sunt supărat, pentru că la mine acasă n-a venit nimeni să-mi curățe locul de parcare. M-am curățat singur, așa cum ați făcut-o și dumneavoastră. Dar sunt foarte multe locuri de parcare sau parcări ilegale pe marginea drumului, cărora li s-au curățat mașinile, deși ei n-aveau voie să le lăsă în locul respectiv. Fără numere, mașini dărâmate, mașini care sunt expuse spre vânzare și așa mai departe. El a fost doar o glumă, domnul primar, să știți că și acela trebuie să-și plătească omul treabă. Dacă nu-și plătește treaba, nu-și plătește parcarea, să plece de acolo. Mai era ceva care trebuie să specificăm și anume că la categoria autoturisme, mergem cu parcarea, da? Domnul Iene, dumneavoastră, s-a fost președinte și ședință, atunci a semnat. Nu știu apoi a fost... N-am semnat ca primar. Nu, a semnat ca președinte de ședință, da? Poate pe vremea aceea era domnul Martin, care, dar de nu vă amintesc eu că categoria de autoturism înseamnă categoria I1, adică autoturisme care transportă maxim 8 locuri pe scaune cu șoferul și marfă până la 3,5 tone, dar peste această categorie. Și remorcele nu sunt în această categorie și nici n-ar trebui să fie. De aceea cei care vor lua măsuri de aici încolo trebuie neapărat să țină cont de acest lucru, că sunt fel și fel de autoturisme utilitare peste 3,5 tone, care sunt parcate în locurile de parcare și n-ar trebui să stea acolo. Mai mult, eu cunosc din câte legislații cum știu în acest moment că pentru a permite să faci o activitate economică, trebuie să, primul lucru la RR trebuie să prezinți faptul că ai dovadă de garaj. Sunt atâți agenți economici aici care știți. Și pentru final, știu că o să-mi atragă, eu știu, antipatia unora, în noua lege, noua hotărâre de guvern 965, scrie că poliția rutieră este cea care dă avizul și face dovada de ridicare a vehiculelor. Presupun că următorul comandant pentru localitate nu o să mai vină cu aceleași scuze, n-am decât un agent. Asta nu-i treaba noastră. Da? Mulțumesc, dar vreau. Vreau să discutăm? Dacă nu mai se spune la urmă cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Proiectul numărul 10.
Proiect de hotărâre privind aprobarea propunerii pentru evaluarea performanțelor profesionale individuale ale secretarului municipiului Onești pentru activitatea desfășurată în anul 2016. Mulțumesc. Fiecare unitate administrativ-teritorială și subdiviziune administrativ-teritorială a municipiilor are un secretar salarizat din bugetul local. Secretarul municipiului este funcționar public de conducere cu studii superioare juridice sau administrative. Secretarul se bucură de stabilitate în funcție. Potrivit hotărârii de guvern numărul 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici cu modificările ulterioare, care prevede că are calitatea de evaluator primarul pe baza propunerii Consiliului Local pentru secretarul comunei, orașului și al subdiviziunii administrativ-teritoriale a municipiilor, anual se realizează evaluarea performanțelor profesionale individuale ale funcționarilor publici, care se face de către evaluator. Principiile care stau la baza exercitării funcției publice sunt legalitate, imparțialitate și obiectivitate, transparență, eficiență și eficacitate, responsabilitate în conformitate cu prevederile legale, orientare către cetățean, stabilitate în exercitarea funcției publice, subordonare ierarhică. Față de cele prezentate, vă rog să aprobați proiectul de hotărâre în forma prezentată. Are cuvântul reprezentantul Departamentului de Specialitate. Doamnelor și domnilor consilieri, conform articolul 13, aliniatul 1, litera C, din legea numărul 188/1999 privind statutul funcțional public republicată cu modificările și completările ulterioare, se stabilește că secretarul unității administrative teritoriale este funcționar public de conducere. Având în vedere prevederile articolul 7, aliniatul 1 și aliniatul 2, litera D și articolul 108, aliniatul 1 și aliniatul 2 din hotărârea Guvernului numărul 611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționari publici cu modificări și completări ulterioare, conform articolului 6 din hotărârea Guvernului 611/2008, în scopul formării unui corp profesionist de funcționari public, evaluarea performanțelor profesionale individuale ale funcționari publici stabilește cadrul general pentru corelarea obiectivă dintre activitatea funcționari publici și cerințele funcției publice, aprecierea obiectivă a performanțelor profesionale individuale ale funcționarilor publici prin compararea gradului de îndeplinire a obiectivelor individuale stabilite cu rezultatele obținute în mod efectiv, asigurarea unui sistem motivațional prin recompensarea funcționarilor publici care obțin rezultate deosebite, astfel încât să fie determinată creșterea performanțelor profesionale individuale, identificarea necesităților de instruire a funcționarilor publici pentru îmbunătățirea rezultatelor activității desfășurate în scopul îndeplinirii obiectivelor stabilite. Evaluarea performanțelor profesionale individuale ale funcționarilor publici se realizează de către evaluator. În sensul legii, are calitatea de evaluator. Funcționarul public de conducere care coordonează compartimentul în cadrul căruia desfășoară activitatea funcționarului public de execuție sau care coordonează activitatea acestuia. Funcționarul public de conducere ierarhic superior potrivit structurii organizatorice a autorității sau instituției publice pentru funcționar public de conducere. În altul funcționar public, pentru funcționar public de conducere de subordine sau pentru funcționar public de execuție atunci când aceștia desfășoară activitatea în cadrul unor compartimente care nu sunt coordonate de un funcționar public de conducere, cu excepția cazului în care există un raport direct de subordonare cu conducătorul autorității sau instituție publică ori ajuns acestuia. Primarul, pe baza propunerii Consiliului Local pentru secretarul comunei, orașului sau a subdiviziunii administrative teritoriale al municipiilor. Conducătorul autorității sau instituție publice ori ajuns acestuia pentru funcționarii publici care sunt în subordine directă acestuia. În vederea completării raportului de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale funcționarilor publici, al cui model este prevăzut la anexa la hotărâre, evaluatorul stabilește calificativul final de evaluare a performanțelor profesionale individuale, consemnează rezultatele deosebite ale funcționarilor publici, dificultățile obiective întâmpinate de acestea în perioada evaluată și orice alte observații pe care le consideră relevante. Stabilește necesitățile de formare profesională pentru anul următor perioadă evaluate. Stabilește obiectivele individuale pentru anul următor perioadă evaluate. Având în vedere cele menționate, vă rog să aprobați proiectul de hotărâre în forma prezentată. Vă mulțumesc!
Ai cuvântul reprezentantul Comisiei de Special Comisie. În favorabil. Discuții? Șapoane. Din parte. Să știți că eu n-am văzut, nu știu ce aprobăm. Eu n-am văzut anexa, nu știu, sper că numai la mine s-a întâmplat. Nu știu care este calificativul. Foarte bine, FMS. Da? În anexă? Eu vă rog să-i dați și doamne consilieră. Deci anexa nu este. Nu este. Eu dau eu pe doamna consilieră, acum numai puțin. Nu, ne bulversați cu apropo de asta, dacă toți suntem la discuții vis-a-vis de activitatea secretarului, sincer ne bulversează materialele astea așa în trei zile cu multe neamețiți și poate asta a fost o scăpare, pot să vă arăt tableta, o am la mine, eu nu am anexat calificativ, oricum, nu mă îndoiesc că putea fi altul. E bine că are capacitate de adaptabilitate, domnul secretar, foarte rapidă și pregătește proiectele urgente. Nu, am înțeles, nu este. Da, eu aș vrea să spun ceva, am văzut raportul de evaluare, e puțin cam ciudă așa că domnul secretar. Pentru că eu, ca orice om, când îmi fac așa o evaluare la sfârșit de an, mă gândesc, băi, stai că n-am ajuns la instanță și au dosarul fără mine, au fost și cazul, să zic. Nu prea m-am pregătit la un anumit dosar, n-am avut timp, nu prea am avut răbdare cu clienții și încerc în anul care vine să îndrept aceste lucruri. Domnul secretar n-are ce îndrepta, pentru că are calificativul foarte bine. Și nu, acum lăsând numai la o parte, vreau să-i spun că este ușor, eu îl cunosc, adică cel puțin noi, din ce obiectivele pe care sunt înscrise aici, din modul cum lucrează cu noi consultațiile pe care le solicităm și ne le dă și n-am avut niciodată niciun fel de problemă. Că a fost în timpul programului sau după program, am avut, sau chiar și sâmbătă, am avut toată disponibilitatea. Dar vreau să-i spun că este mai ușor să ajungi sus, la ultimul grad așa de perfecțiune, să zicem. Deși eu sunt sigur că nu pot fi perfect în toate și peste tot. În fiecare zi și în fiecare clipă. Și dânsul știe foarte bine. Poate exista, mai există și anumite scăpări. Dar vreau să spun că e mai ușor să ajungi sus, la cel mai înalt grad de perfecțiune, dar e foarte greu să te menții. Eu iubesc să mențină cât timp va mai exista această funcție. Mulțumesc! Alte discuții? Pentru că sunt persoana care, să spun, am venit cu această propunere și cu acest calificativ, cred că trebuie să vă spun câteva cuvinte. Cei care au lucrat sau lucrează în administrație știu că în această perioadă se evaluează activitatea profesională a tuturor celor care lucrează în administrație și fiecare primește câte un calificativ. Am avut câteva ședințe tehnice cu toți responsabilii, să zic, cu oamenii cu funcție de conducere în primăria municipiului Rănești și vreau să știți de la mine, pentru că sunt foarte puține cazurile în primăria municipiului Rănești unde calificativele sunt foarte bine, comparativ cu anii trecuți. Ca să fiu foarte concret. Îmi asum lucrul ăsta și am venit cu un simplu argument. Atâta timp cât cetățenii municipiului Onești, și nu vorbesc, nu, adică nu spun vorbe mari aici, atâta timp cât cetățenii municipiului Onești consideră că activitatea primării municipiului Onești nu este foarte bună, nu putem avea toți calificativul foarte bun, ci fiecare conform cu rezultatele pe care le are în fișa postului. Vreau să vă spun că nu sunt nici foarte multe calificative de satisfăcător. Adică marea majoritate sunt cu calificativul bine. Nu foarte bine. Nu-mi plac acele analize făcute de către alții și puse în pixul meu. Toată lumea foarte bine, hai să dăm cu semnătura și toată lumea e mulțumită. Bineînțeles că am în analiză și nu doresc ca un calificativ dat pe anumite considerente să influențeze cariera profesională a unui angajat al primăriei municipiului Rănești cu așteptări personale, adică în evoluția dânsului. Nu mi-am dorit și colegii care
sunt șef, director, șef de compartimente și servicii, știu că am purtat această discuție. Nu îmi doresc să influențez negativ cariera nimănui, dar toată lumea trebuie să înțeleagă că pentru a primi un calificativ de foarte bine, trebuie să muncească foarte bine. Atât. Mulțumesc. Alte discuții? Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține și eu. Proiectul numărul 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea modului de utilizare a excedentului bugetar din anul 2016 în secțiunea funcționare. Doamnelor și domnilor consilieri, excedentul bugetar al bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar după efectuarea regularizărilor în limita sumelor defalcate din venituri ale bugetului de stat, precum și a transferurilor consolidate la bugetul de stat sau din alte bugete, se raportează în exercițiul financiar următor și se poate utiliza în ordine. Ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, acoperirea temporară a bolilor de casă provenite din decalajele între venituri și cheltuielile secțiunilor de funcționare și dezvoltare în anul curent, în limita disponibilului rezultat în urma aplicării prevederilor alineatului A. Acoperirea definitivă a eventualelor deficite ale secțiunilor de funcționare și dezvoltare după cază la sfârșitul exercițiului bugetar. Suma de 5.625.203,77, reprezentând excedentul anului 2016, se va utiliza ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare în anul 2017. Din această sumă se scad 1,5 milioane de lei care au fost alocați de la bugetul de stat pentru producere și furnizare energie termică în sistemul centralizat și nu pot fi alocați pentru alte destinații. La piața municipiului Ionești excedentul bugetar este de 1.146.045,82 lei și se va utiliza ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare în anul 2017. Cu adresele numărul 458, respectiv 459 din 11.1.2017, Spitalul Municipal Sfântul Ierarh Dr. Luca Onești solicită aprobarea ca sumă de 1.050.000 să fie transferată din excedent ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, iar suma de 4.700.000 de lei să fie transferată din excedent ca sursă pentru acoperirea golurilor temporare în casă în 2017. Față de cele menționate, vă rog să aprobați proiectul de hotărâre în forma prezentată. Are cuvântul reprezentantul compartimentului de specialitate. Doamnelor și domnilor consilieri, excedentul anual al bugetului local, rezultat la încheierea exercițiului bugetar, după efectuarea regularizărilor, în limita sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, precum și a transferurilor consolidate în bugetul de stat sau din alte bugete, se reportează în exercițiul financiar în următoarea ordine. Ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare pentru acoperirea temporară a bolurilor de casă provenite din decalajele între veniturile și cheltuielile secțiunilor de funcționare și dezvoltare în anul curent, în limita disponibilă executată în urma aplicării prevederilor literii A. Pentru acoperirea definitivă a eventualelor deficite ale secțiunilor de funcționare și dezvoltare după caz, la sfârșitul exercițiului bugetar. Suma de 5.625.203,77 lei reprezintă excedentul anului 2016, se va utiliza ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare. Suma de 1.500.000 lei, care a fost alocată din bugetul de stat pentru utilizarea numai a producerii și furnizării energiei termice, se scade din suma totală. Numai suma de 4.125.205,77 lei se va utiliza pentru finanțarea unor investiții. La piața municipiului Ionești, excedentul bugetar este de 1.146.045,82 lei și se va utiliza ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare. Spitalul Municipal Sfântul Ierarh Dr. Luca Onești, prin adresele 458 și 459 din 11.2017, solicită ca excedentul să fie transferat după cum urmează. Suma de 1.050.000 lei să fie utilizată pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017.
suma de 4.700.000 lei să fie transferată din excedent ca sursă de finanțare pentru acoperirea bunurilor temporare de casă în anul 2017. Față de cele menționate, rog să analizați să decideți în condiții. Aviz favorabil cu unanimitate de voturi. Discuții ceva de la proiectul? Doamna Bună. Aș vrea să întreb la piață, acolo unde avem un excedent bun, zic eu. Activitatea pieței este autofinanțată. Da. Să înțelegem că acest excedent va fi folosit exclusiv pentru dezvoltarea pieței? După cum despune Consiliul Local. Pot fi duși în altă parte? Da. Nu! Pot fi duși în altă parte decât la piață? Da. Acești bani care sunt colectați din... Răspunsul este da. Da, știm că autofinanțat. Înțelegând că este autofinanțat, nu știu dacă se poate. Dacă spuneți dumneavoastră că se poate, ok. Ideea este că dacă tot se colectează bine de la piață, să facem ceva și pentru piață și să încercăm să dezvoltăm și piața, pentru că, într-adevăr, sunt niște sume care se colectează și nu putem să-i drenăm în altă parte, în condițiile în care ei finanțează funcționarea. Mulțumesc. Alte discuții? Spuneați dumneavoastră că din cei 15 miliarde de la termen este posibilitatea să-i putem redimensiona pentru sistemul de apă. Domnul consilier, v-am spus că fac tot ceea ce pot în acest sens. În sensul că acum două zile am fost la Guvernul României, Ministerul Dezvoltării, Ministerul de Finanțe, am depus memorii și am purtat aceste discuții. Urmează ca săptămâna viitoare să fiu invitat pentru a discuta cu doamna ministru la Ministerul Dezvoltării. Acești bani au fost dați printr-o hotărâre de guvern și schimbarea destinației nu poate fi făcută, dar trebuie acordul Ministerului Dezvoltării și Ministerului de Finanțe tot printr-o hotărâre de guvern. Nu vreau să merg pe același drum pe care o pornisem cu drumul spre Abjur, care mă rășești, sigur da. Nu mai sunt sigur de nimic, dar vă spun că fac tot efortul în acest. În cazul în care răspunsul este negativ, putem din cei 41 de miliarde, din cei 4 miliarde 100 mii lei, să putem să aducăm o parte din această sumă pentru sistemul de apă, pentru canalizare, pentru conduite? Eu, în acest vedere, am așa ceva. Mă străduiesc să rezolv problema și sunt șanse de reușită, că altfel nu mă mai chinuiam. Iar ferească Dumnezeu un caz în care finalul nu este cel pe care mi-l dorim cu toții, nu doar eu. Am câteva soluții pentru a finanța în 2017 cu bani de la bugetul local, atenție, reabilitarea și modernizarea infrastructurii de apă și canal, dar niște sume care nu satisfac pe deplin tot necesarul, adică undeva tot la 10 miliarde. Facem anul ăsta puțin, la anul puțin. Este obligatoriu să începem și v-am spus, prioritatea mea și cred că a tuturor din Consiliul Local este apa. Domnule. Faptul că există un excedent la autofinanțată piață dă garanție executivului și celor din pasat că loterizarea se va face. Alte discuții? Dacă nu mai sunt discuții, propun pentru vot. Ce este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Proiectul numărul 12. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea actului constitutiv al 10 apă municipale sau ore și aprobarea modelului de contract de mandat pentru membrii Consiliului de Administrație al Societății. La vot, domnul Tomașa. Vă mulțumesc. Potrivit prevederilor articolul 36 aliniatul 2 litera A și D din legea numărul 215/2001, Consiliul Local are inițiativă și hotărăște în condițiile legii asupra funcționării societăților comerciale, corespunzător drepturilor și obligațiilor deținute la acestea în condițiile legii, având și atribuții privind gestionarea serviciilor furnizate către cetățeni. Prin HL Onești numărul 102 din 12 decembrie 2011, a fost aprobat actul constitutiv al 10 apă municipale sau Onești, la care acționar în procent de 100% este municipiul Onești, reprezentat de Consiliul Local Onești, potrivit legii. Prin adresa numărul 530.224/2016, înregistrată la Primăria Onești cu numărul 76.057 din 7.11.2016, Ministerul Finanțelor Publice solicită autorității tutelare să dispună măsuri necesare pentru urgentarea declarației
declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație conform OUG numărul 109/2011, raportat la noile instituții reglementate de OUG numărul 109/2011 și preluate în prezentul proiect, a fost necesară reconfigurarea atribuțiilor adunării generale, stabilirea de atribuții pentru Consiliul de Administrație, condițiile și limitele stabilirii remunerațiilor pentru membrii Consiliului de Administrație și directori, precum și înființarea în cadrul Consiliului de Administrație a Comitetului de Nominalizare și Remunerare. Față de cele arătate deasupra, având în vedere prevederile legale invocate, urmează să aprobați proiectul de în forma prezentată. Dau cuvântul reprezentantul compartimentului de specialitate. Prin hotărârea Consiliului ca numărul 102/2011, s-a putut aprobat actul constitutiv al societății comerciale municipale Săunești, la care acționam în trecem de 100% din municipiul Onești, reprezentat de Consiliul Local Onești, potrivit legii. Pentru eficientizarea activității societăților locale, unitatea administrativă și realistă acționar comun, s-au dezvoltat noi mecanisme de guvernanță corporative, suplimentare în raport cu cele reglementate de legislația generală a societăților comerciale și adaptate particularităților societăților menționate. Ordonanța de urgență a guvernului 109/2011, cu modificările și condițiile ulterioare, prezintă ansamblul de reguli care guvernează sistemul de administrare și control în cadrul unei întreprinderi publice, în raportul de Consiliul de Administrație, conduce la executiv, acționar și alte persoane interesate. Potrivit prevederilor articolului 25 din același act normativ, organizarea și funcționarea întreprinderilor publice, societăți comerciale, prezintă la articolul 2.2 litera B și C, sunt implementate de prezenta ordonanță de urgență și de aceasta nu dispune de dispozițiile legii 31/90 republicate cu modificările și completările ulterioare. În vederea punerii în acord a prevederilor actului constitutiv cu prevederea ordonanței de urgență a guvernului 109/2011, articolul 2 alineatul 1, legea municipală Onește Sau este definită ca fiind persoană juridică română, întreprindere publică, având formă juridică de societate comercială de acțiuni, administrate potrivit sistemului unitar reglementat de ordonanța de urgență a guvernului 109/2011. De asemenea, prin hotărârea guvernului numărul 720/2016, în vigoare de la data de 10 octombrie 2016, se aprobă normele metodologice de aplicare a unor prevederi din ordonanța de urgență a guvernului numărul 109/2011. Astfel, prin anexa numărul 2 din hotărârea de guvern sus menționată, se aprobă normele metodologice pentru stabilirea indicatorilor de performanță financiară și nefinanciară și a componentei variabile a remunerației membrilor Consiliului de Administrație sau, după caz, supravegherea întreprinderilor publice, precum și a directorului respectiv a membrilor de administrație. Raportarea noilor instituții reglementate de ordonanță de urgență a guvernului 109/2011 și preluată în prezentul proiect, a fost necesară reconfigurarea atribuțiilor adunării generale, stabilirea de atribuții pentru Consiliul de Administrație, condiții și limitele stabilirii remunerațiilor pentru membrii Consiliului de Administrație și director, precum și înființarea în cadrul Consiliului de Administrație a Comitetului de Nominalizare și Remunerare. În conformitate cu prevederea articolului 64, în vice 1 din ordonanța de urgență a guvernului 109/2011, coordonat cu articolul 137 din vice 2 din legea societăților numărul 31/1990, republicat cu modificările și completările ulterioare, prin prezentul proiect se propune aprobarea numirii a 3 administratori provizori în cadrul Consiliului de Administrație. Durata mandatului administratorilor provizori este de 4 luni, posibilitatea prelungirii pentru motive tehnice până la maximum 6 luni. În cazul în care procedura de selecție este suspendată sau anulată de distanța judecătorească, mandatul administratorilor provizori continuă până la numirea noilor administratori. Față de cele arătate, propun să aprobați proiectul în forma prezentată. Cuvântul reprezentantului comisiei. Aviz pentru. Aviz favorabil și prezentarea comisiei numărul 1. Discuții? Documentele pe care le-ați primit sunt propunerile noastre pentru două poziții din Consiliul noastre, mă refer la Partidul Social Democrat, pentru două poziții din Consiliul de Administrație. Eu ceea ce vreau să transmit este că nu invidiez pe cei care vor fi în Consiliul de Administrație la APU Municipal. De ce spun lucrul acesta? Din două motive. Nu, aici remunerația nu este una
pe măsura a ceea ce vor trebui să facă. 2. Vor fi prelungirea Consiliului Local în această activitate pe care cu toți cei de aici prezenți o propune să fie una foarte serioasă, în condițiile în care este obligatoriu să demarăm punerea în funcțiune a USCE apă municipal, deoarece legea prevede foarte clar că operatorul ce prestează aceste servicii trebuie să aibă unic obiect de activitate, doar apă și canal. Deci nu mai putem să o ținem pe această activitate pe domeniul public și privat, plus că acele cheltuieli, adică gestionarea întregului sistem, trebuie să fie aparte, nu să amestecăm măturatul stradal cu apa, să nu mai știm care e eficient și care nu. Aveți CV-urile și copii după actele de identitate a celor doi. O persoană, domnul Spătaru, care lucrează în mediul privat, are o afacere proprie, pot spune, e acționar o societate, este inginer de instalații și este pregătit și se pricepe, zic eu, destul de bine. Nu sunt în măsură să spun dacă foarte bine, dar eu zic că se pricepe foarte bine la această activitate și vreau să vă spun că trebuie să fac lucrul ăsta, are toată încrederea mea. Referitor la Blidaru, este un membru PSD și o persoană care, în modul cum s-a implicat în activitatea de la DPP, mi-a dat încredere pentru a susține, să zic, implicarea lui în această nouă activitate. Bineînțeles că mai așteptăm propuneri, sunt două din trei. Acestea sunt propuneri, să zic, cum a spus și în expunerea de motive doamna juristă, sunt până la ocuparea definitivă, până la selectarea și ocuparea definitivă a acestor posturi. Și eu îmi doresc ca acest transfer de la societatea domeniului public și privat către apă municipal al activității de furnizare a apei municipiului să se facă cât de mai rapid din mai multe motive. În primul rând, motive care pot duce la dezvoltarea activității acolo și la investiții. Nu altfel. Vă mulțumesc. Am și eu o propunere pentru funcția de membru în Consiliul de Administrație la APA Municipal. După o discuție prealabilă pe care am avut-o cu domnul Florin Pavel aici prezent, dumnealui a acceptat această responsabilitate, că până la urmă vrem să o recunoaștem. Acești oameni calcă pe un teren de gen, încă nu știm cum va evolua această... Minat, da. Haideți să spunem doar necunoscut deocamdată, pentru că este o activitate nouă pe care Consiliul Local o patronează, ca să zic așa. Este un om pregătit, a fost director de investiții la RAPO, este o persoană cunoscută, nu cred că trebuie să prezint CV-ul. Eu cred că va putea să se descurce în această postură și l-am încurajat să facă acest lucru. Mulțumesc. Alte discuții, alte propuneri? Da, eu nu am venit cu CV-ul, fac o propunere, nu am știut că trebuie să prezentate CV-urile. O să fac propunere a unui economist tânăr, un coleg de-al nostru care a lucrat doar în bănci și poate mulți dintre dumneavoastră știți, este vorba de Ionuț Daman. Alte propuneri? Da, se va lua o pauză să se redacteze buletinul de vot. Când vot la persoană este un vot secret. Sunt 4 nominalizări. Acum, rugămintea mea sau, eu știu, poate Comisia Juridică mă putea ajuta. Ați văzut că în proiectul de hotărâre sunt 2 posturi de administrator executiv și unul de executiv. Există varianta, hotărâți acum din cei 4 care va fi executiv sau se va vota, se vor vota primii 3 și din aia 3 și din acei 3 după aceea se va vota cel care este. Rămânem la varianta. Aș ruga pe colegii cu care am vorbit astăzi privind documentația cu bazarul să ne retragem în sala de consiliu
cea mică pentru a discuta cu oamenii să nu mai perturbă și nici oamenii să nu mai stea până la sfârșit de ședință, dacă nu vă deranjează. Da. Restul consilierilor, cine dorește să participe, vă rog să fiți prezenți. Acolo eu voi merge personal. Deci o pauză de 10 minute. Deci, haideți să începem să votăm. Domnul președinte, îmi permiteți o precizare? Da. Doresc să spun că Ionuț Gaman este Ionuț Adrian Gaman. Mulți dintre dumneavoastră poate știu pe Adrian Gaman. A lucrat mult timp la Banca Transilvania. Deci Ionuț este un nume mai puțin folosit, poate nu-l identificați. Deci este Adrian Gaman, care mult timp a lucrat și la Banca Transilvania și la Alfa Bank și la... pentru că este un pic în defavoarea lui faptul că nu are un CV care să vi-l prezinte astăzi. Mulțumesc! Procedura de vot. Sunt 4 nominalizări. Potrivit proiectului trebuie să rămână 3 administratori. Va trebui să pune ștampila da pe 3 dintre cei 4. Maxim 3. Pașul 1, 2 sau 3. Da. Primii 3 care vor obține cele mai multe voturi vor deveni administratori. După care, prin vot deschis, veți nominaliza care din cei 3 va fi administrator executiv. Domnul președinte, puțin îmi cer scuze, pentru că nu s-a nominalizat comisia, cei 3 care vor... nu mai știu, aceiași care au fost domnul Zarzu, domnul Cristea, parcă și doamna... Da, Hergelegiu. Hergelegiu, da, rămân în aceeași... Comisie, da. Da, e de 8 zile.
Nu știu,
Așa, bravo. Ne vezi bine? Rezultatul votului. Spătaru Octavian Răzvan, 20 de voturi. Gidaru Valentin Ilian, 19 voturi. Pavel Florin, 16 voturi. Și Gămanul Ionuț, 4 voturi. Deci, cei trei care s-au clasat pe primele trei locuri sunt Spătaru, Blidaru și Pavel. Da. Cum propune pentru 20-19? Avem voastră mai mulțumesc. Da. Propune pentru administratorul executiv. Care din cei trei să fie administratorul executiv? Hai să votăm pe rând pe fiecare și aia votăm ei. Dar nu, e o propunere sau mai multe propuneri din cei trei, dacă vor fi și alte propuneri. Da, haideți. Cine are mai multe voturi? Cine are mai multe voturi? Da. Deja e exprimată mare parte dorința. Deci varianta cine are cele mai multe voturi va fi administratorul executiv. Nu, știți că ce spune la voce asta, adică haideți să nu. Știți că spune la voce asta să fie corect până acasă. Ar fi mai bine să supunem la vot. Altfel iese că... Deci propunerea a fost pentru cel care are mai multe voturi să fie administrat executiv, în speță Spătarul Tavian Văzvan. Da? Există da. Mai sunt și alte propuneri? Deci am să spunem la vot. Da, da. Cine-i pentru? Cine-i pentru Spătarul? Da. Hai să supunem la vot. Pentru Spătarul. Adică e logic că vă tot. Să nu spuneți că acum sunteți de acolo și spuneți. Să fie. Bojilor, abținere? Sunt 20 de voturi. V-am spus, nu-l invidiez deloc. Mergem mai departe. Sunt 20 de voturi și proiectul de hotărâre aceasta cu nominalizările și proiectul de hotărâre cu ceea ce... Nu, cu nominalizările. Rezultatul propunerii. De ce este pentru? Proiect. Pentru proiectul numărul 12. Da. Da. Dacă s-ar merge pe varianta de 20 sau 18 sau 11, ar fi încălcate prevederile articolului 64 din 3 din 19. Domnule, să știți că discuții de genul ăsta sunt la nivel național. Pentru că ordonanța asta 109 a fost făcută cu coatele. Ei n-au vrut să lămurească. Dom'le, reprezentantul ăla se aplică la societățile comerciale la care autoritatea locală este acționar unic sau la cel la care autoritatea locală este unul dintre acționari. Atunci, eu înțeleg să așa aș pricepe eu. Dom'le, dacă sunt 5 acționari printre care și Consiliul Local, eu n-am voie să deleg decât 2, da? Ca să nu se aducă 60 de membri în adunarea generală. Ori legiuitorul acolo a lăsat un coadă de pește. Deci, domnule, autoritatea locală poate să delege maxim 2. O adunare generală în situația în care ești acționar unic. Eu am atras atenția cu vreo jumătate de ani pe această chestiune, că până la urmă tot aici vom reveni. Mă bucur că am revenit, pentru că mi se pare o situație de normalitate și în același timp de responsabilitate a fiecăruia dintre consilierii locali. Nu mă simțeam în regulă când știam că se discută anumite lucruri în adunare generală și habar n-aveam despre și ne întrebam unul pe altul pe aici. Domnul Zar întreba pe domnul primar. Domnul primar, știți, domnule, nu știu exact că. Aici o să discutăm absolut. Eu știu exact, domnul. Dumneavoastră știți, da. Pentru că aveți sursele de informare corecte. O să discutăm absolut toate lucrurile.
transparent, o să știm ce decizii să iau, o să știm ce buget de venituri și cheltuieli aprobăm, o să facem ordinare, o să facem extraordinare, așa cum spune legea. Deci mie mi se pare mai mult decât în regulă. Da, bineînțeles. Stăm și întrebăm, domnule, stați să vedem, doamna director, unde sunteți? Avem, privim situația financiară, știm despre ce este vorba și mi se pare, repet, o chestiune de responsabilitate a fiecărui consilier local să facă parte din adunarea generală. Mulțumesc! Și eu vreau să subliniez faptul că chiar se revine la normalitate acum, ceea ce s-a întâmplat în iunie anul trecut cu desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local pentru a face parte din ARA. Nu a fost o treabă în regulă, suntem aici 20 de consilieri care putem face parte din ARA DPP și cred că e foarte, foarte bine ca împreună să știm absolut tot ceea ce se întâmplă acolo, să nu mai avem discuții interminabile în ședințele de consiliu legate de modul în care se cheltuiește banul public în această societate. Cred că e foarte, foarte în regulă că s-a revenit la formula anterioară, de fapt. Voi propune aceea, dacă voi propune. Legea spune că aceeași formulă de lucru va fi și la ARA pentru apă municipală. Așa, poftiți? Da, așa că cu atât mai bine și un argument în plus că trebuie să revenim, după cum spuneți, la un format care să fie foarte reprezentativ. E important de subliniat că aceste funcții nu sunt remunerate. Asta e foarte important. În atunci să spunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Proiectul numărul 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării hotărârii Consiliului Local, numărul 78 din 18.6.2014, privind aprobarea modelului cadru de contract de concesiune și închiriere pentru imobilele, terenurile din domeniul public sau privat al municipiului Iași. Potrivit legii numărul 215/2001, administrații publice locale, Consiliul Local are inițiativă și hotărăște în toate problemele de interes local. De asemenea, în exercitarea atribuțiilor Consiliului Local are competență cu privire la darea în administrare, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate publică sau privată a localităților. Având în vedere desele modificări de legislație, precum și stabilirea în mod unitar a metodelor de contracte de concesiune sau închiriere pentru imobilele, terenuri din domeniul public sau privat al municipiului Ionești, este necesară aprobarea modificării modelului cadru de contract prin hotărârea Consiliului Local. Având în vedere cele prezentate, vă rog să aprobați proiectul de hotărâre în forma prezentată. Vă mulțumesc. Are cuvântul reprezentantul compartimentului de specialitate. Potrivit articolului 36 din legea 215 din 2001 a administrației publice locale, necesitarea atribuțiilor sale Consiliul Local hotărăște darea administrare, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate publică a orașului sau municipiului după caz, precum și a serviciilor publice de interes local în condiții legii. Având în vedere că prin anașurile 78 din 2014 a fost aprobat modelul cadru de contract de concesiune închiriere pentru imobil de teren din domeniul public sau privat al municipiului Onești în acord cu prevederile din norma metodologică de aplicare a ordonanței de urgență 54/2006 privind regimul contract de concesiune de bunuri proprietate publică aprobat prin HG 168 din 2007 și cu prevederi legale în vigoare, contract de concesiune respectiv închiriere încheiate până la această dată au respectat modelul cadru de contract aprobat. Având în vedere raportul de audit public intern privind misiunea concesionare și închirierea de bunuri și servicii în domeniul public al unităților administrative, se impune modificarea contractului cadru astfel. Articolul 5, alinea 4 din contractul de concesiune aprobat prin anexa 1 HCR 78 din 2014 privind aprobarea modelului cadru de contract de concesiune se modifică și va avea următorul conținut. Neplata redevenței sau executarea cu întârziere a acestei obligații conduce la plata de majoră de întârziere în folosul concedentului pentru fiecare zi de întârziere până la achitarea sumei datorate. Nivelul majorărilor de întârziere se calculează prin similitudine cu celelalte creanțe fiscale, așa cum sunt stabilite prin codul de procedură fiscală. Articolul 12, alineatul 1 din contractul cadru de concesiune se modifică și va avea următorul conținut. Prin respectarea de către părțile contractante a obligațiilor cuprinse în prezentul contract de concesiune, atrage riscurile contractuale a părții în curte. Nivelul majorărilor de întârziere pe perioada de derulare a contractului de concesiune se calculează pe similitudine cu celelalte creanțe fiscale, așa cum sunt stabilite prin cod de procedură fiscală. Articolul 9, alineatul 1 din contractul cadru de închiriere, aprobat
prin anexa 2 HCD 78 din 2014 privind aprobarea montierului cadrul de contract de concesiune și încheiere pentru imobile terenă din domeniul comunal privat al municipiului Onești se modifică și va avea următorul conținut. Neplata cheii prevăzută la articolul 6 va duce la perceperea de majoră de întârziere începând cu prima zi lucrătoare după data scadenței și până la achitarea integrală a debitului și accesorilor acestuia. Nivelul majorărilor de întârziere se calculează prin similitudine cu celelalte pianțe fiscale, așa cum sunt stabilite prin codul de procedură fiscală. Precizând că celelalte prevederi HCD 78-2014 rămân estimate. Față de prevederea proiectului de hotărâre, am putut la prevederile legale invocate, urmează să deliberați. Vă mulțumesc! Avizul Comisiei de Specialitate? Favorabil cu majoritatea de voturi Comisia Română. Discuții pe marginea proiectului? Atunci îl punem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Proiectul numărul 15. Proiect de hotărâre privind activitatea asistenților personali în semestrul 2 al anului 2016. Doamnelor și domnilor consilieri, având în vedere prevederile articolului 29 aliniat 1 din HG 268/2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a legii 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap actualizată, Direcția Generală de Asistență Socială din municipiul Onești are obligația de a prezenta semestrial Consiliului Local raportul de activitate al asistenților personale ai persoanelor cu handicap grav. Potrivit prevederilor legii 448/2006 republicate, rolul autorităților locale este de a monitoriza în condiții optime atribuțiile și obligațiile care le revin asistențelor personale în vederea ameliorării stării persoanelor cu handicap grav, astfel încât aceștia să primească îngrijire specială la nivelul la care starea lor o cere pentru satisfacerea întregului lanț de nevoi fizice, personale, sociale și spirituale. Față de cele prezentate, propun aprobarea proiectului de hotărâre în forma prezentată. Vă mulțumesc! Doamnelor și domnilor consilieri, potrivit regulamentului de organizare și funcționare a Direcției Generale de Asistență Socială, una din principalele atribuții ce revin este ducerea la îndeplinire a tuturor prevederilor legale privind angajarea asistenților personale a persoanelor cu handicap grav, respectiv încheierea, modificarea și încetarea contractelor individuale de muncă ale acestora. Având în vedere prevederile legii numărul 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap republicată, rolul Direcției Generale de Asistență Socială este de a monitoriza în condiții optime atribuțiile și obligațiile ce revin asistenților personale persoanelor cu handicap grav în vederea ameliorării situației acestora, astfel încât să primească îngrijirile necesare la nivelul la care situația lor o cere pentru satisfacerea întregului lanț de nevoi fizice, personale, sociale și spirituale ale lor. În prezent sunt angajați asistenți personale persoanelor cu handicap în numărul 35 asistenți personal, care, prin activitatea lor, permit persoanelor cu handicap grav să-și valorifice potențialul fizic, intelectual, spiritual, emoțional și social în pofida handicapului de care suferă. Activitatea asistenților personale se desfășoară pe baza planurilor de servicii întocmite în momentul angajării și care cuprind sarcini legate de regulile generale privind starea persoanei cu handicap grav, activități ale vieții de zi cu zi, activități instrumentate, respectarea planului de recuperare a persoanei cu handicap, consilierea asistentului personal în vederea menținerii unui privat socio-afectiv favorabil între bolnav și asistentul personal. Aceste cerințe sunt monitorizate în permanentă de personalul Direcției Generale de Asistență Socială, nefiind semnalate avată de la îndeplinirea lor. De reținut faptul că toți asistenții personal beneficiază permanent de informare, consiliere și suport din partea compartimentului de specialitate din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială. Verificările efectuate de către inspectorii de specialitate în perioada la care ne raportăm, concretizate în 85 de anchete sociale, au vizat modul în care sunt îndeplinite obligațiile contractuale de către asistentul personal, gradul său de implicare în realizarea obiectivelor prevăzute în programul individual de reabilitare și integrare socială a persoanei cu handicap, neconstatându-se abate de la normele de disciplină ale muncii ale asistenților personal și nici încălcări ale obligațiilor prevăzute în contractele individuale de muncă. De asemenea, nu au fost înregistrate reclamații sesizări din partea bolnavilor cu referire la modul în care sunt îngrijiți de către asistenții personal. În activitatea noastră am încercat să consiliem familia persoanei bolnave și asistentul personal cu privire la drepturile și obligațiile ce le iau, subliniind cu acest prilej cognitivă răbdarea și profesionalismul de care se dă dovadă. Calitățile de care dau dovadă inspectorii Direcției Generale de Asistență Socială și asistenții personale persoanelor cu handicap au fost scoase în evidență și de către membrii comisiilor de control care au verificat în cursul semestrului 2 al anului 2016 activitatea acestora. Concluzionăm, considerăm că legislația specifică persoanelor cu dizabilități răspunde cerințelor acestora, iar prin legea 448 din 2006 republicate introduce o perspectivă asupra problematicii acestui grup vulnerabil social.
De asemenea, apreciem că pentru semestrul 2 al anului 2016, la nivel de municipiu, serviciile sociale prestate de către asistenție personale a persoanelor cu handicap au răspuns standardelor de calitate din domeniu. Vă mulțumesc! Avizul comisiei? Discuții pe marginea proiectului? Da, mi se pare mult mai aplicat și mai bine realizat acest raport față de cel precedent care l-am aprobat în vară. Răspunde într-adevăr tuturor cerințelor vis-a-vis de obligațiile care trebuie să le îndeplinească persoanele care sunt asistentele asistenții persoanelor cu handicap. O singură întrebare aș avea, dacă la adăpostul de iarnă, ținând cont că au fost temperaturi foarte scăzute în această iarnă, dacă a funcționat și dacă am avut sau sunt persoane în acel centru? Vă răspund eu la întrebarea asta, să o scuteți pe doamna director. Media a fost 80 persoane 16. Pe noapte, în prima parte a iernii, maxim 16 persoane a fost vârf, capacitate totală a adăpost 32 de persoane. Bine, să spunem la voi, cine este pentru? Împotrivă? Se atinge cineva? Proiectul numărul 16. Proiect de hotărâre pentru modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 90 din 3 iulie 2014 cu privire la constituirea Consiliului Comunitar Consultativ ca formă de sprijin în activitatea de asistență socială și protecția copilului în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială. Vă mulțumesc. Doamnelor și domnilor consilieri, în conformitate cu prevederile articolului 114 alineat 1 din legea 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului actualizată, autoritățile administrației publice locale au obligația de a implica colectivitatea locală în procesul de identificare a nevoilor comunității și de soluționare la nivel local a problemelor sociale ce privesc copiii, creând astfel în acest scop, consiliile comunitare consultative, formate din oameni de afaceri locali, preoți, cadre didactice, medici, consilieri locali, polițiști și membri ai ONG-urilor și fundațiilor. Rolul acestui Consiliu Comunitar Consultativ este de identificare a nevoilor și resurselor comunității locale și implicarea acestuia în vederea soluționării problemelor comunității. Față de cele menționate, apreciem că se impune aprobarea de către Consiliul Local a componenței Consiliului Comunitar Consultativ, care va funcționa pe lângă Direcția de Asistență Generală de Asistență Socială. Vă mulțumesc! Da, cuvântul reprezentantului compartimentului special. Doamnelor și domnilor consilieri, în baza prevederilor legii 272/2004 actualizată privind protecția și promovarea drepturilor copilului, autoritățile administrației publice locale au obligația să garanteze și să promoveze respectarea drepturilor copiilor din comunitate, asigurând prevenirea separării copilului de familie, precum și protecția specială a copilului lipsit temporar sau definitiv din îngrijirea părinților săi. În acest sens, în data de 25 ianuarie 2008, conform dispoziției 244, la nivelul Direcției Generale de Asistență Socială, s-a înființat Consiliul Comunitar Consultativ, organism fără personalitate juridică, ce desfășoară o activitate neremunerată în regim de voluntariat. Acest consiliu este format din oameni de afaceri local, cadre didactice, medici, consilieri local, polițiști, preoți, membri ai ONG-urilor și fundațiilor cu care Direcția Generală de Asistență Socială colaborează și care sprijină activitatea de asistență socială prin creșterea calității vieții în familiile dezorganizate, aflate în impas financiar sau a copiilor privați de o îngrijire și educație adecvată. Atribuțiile Consiliului Comunitar Consultativ sunt: își asumă responsabilitatea de caz de a contribui la ameliorarea stării sociale a întregii comunități, identifică copiii și familiile care au nevoie de orice formă de sprijin, recomandă soluții pentru cazurile identificate, organizează activități sistematice de binefacere, promovează valorile familiare a stabilității familiei și a îngrijirii copiilor de către părinți, contribuie la prevenirea separării copilului de părinți, responsabilizează familia asupra datoriilor ce le revin, asigură asistența pertinentă a familiilor și copiilor care au nevoie de sprijin. Principiile care stau la baza organizării și funcționării Consiliului Comunitar Consultativ sunt confidențialitate, nediscriminare, respect față de cetățean, egalitate și imparțialitate. Având în vedere cele prezentate, apreciem că se impune aprobarea de către Consiliul Local a componenței Consiliului Comunitar Consultativ, care va funcționa prin Direcția Generală de Asistență Socială. Vă mulțumesc! Discuții de specialitate? Favorabil. Discuții pe marginea proiectului? Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?
Proiectul numărul 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere pe anul 2017 la Centrul Social Slobozia și normă zilnică de hrană a persoanelor reducite în acest Doamnelor și domnilor consilieri, Centrul Social Slobozia din municipiul Onești, județul Bacău, a fost construit pe baza unui proiect finanțat pe programul operațional regional 2007-2013, axa prioritară 3DNI 3.2, reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea infrastructurii serviciilor sociale. Conform proiectului de măsurat, beneficiarii direcți sunt într-un număr permanent de 14 persoane, din care o medie 12 persoane vor avea regim permanent, iar alte două se vor încadra în categoria beneficiarilor aflați în dificultate provizorii. Sursele pentru susținerea financiară a centrului din Slobozia pot fi următoare: contribuția de întreținere plătită de persoanele asistate, alocații de la bugetul local, venituri proprii obținute din donații, sponsorizări și alte venituri atrase potrivit legii. Având în vedere cele mai sus menționate și în conformitate cu prevederile legii 215/2001 privind administrația publică locală cu modificările și completările ulterioare, supune spre analiză și dezbatere Consiliului Local costul mediu lunar de întreținere pe anul 2017 pentru beneficiarii Centrului Social Slobozia. Vă mulțumesc! Are cuvântul reprezentantul. Doamnelor și domnilor consilieri, în conformitate cu prevederile legii numărul 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice cu modificările și completările ulterioare, precum și o hotărâre numărul 278/2015 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile sociale și a nivelului venitului lunar pe membru de familie, în baza căruia se stabilește contribuția lunară de întreținere datorată de către susținătorii legali ai persoanelor vârstnice din centrele rezidențiale, permiteți-mi să spun atenție și de referire dumneavoastră prezentul proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere pe anul 2017 la Centrul Social Slobozia, precum și norma solidaritară pentru beneficiari. Costul mediu lunar de întreținere a persoanelor vârstnice îngrijită în centru este de 755 lei beneficiar. Acesta poate fi modificat în cursul anului, începând cu luna următoare, cele în care intervin corecții la nivelul alocației zilnice de hrană pentru consumurile colective din centrele pentru persoane vârstnice. Persoanele vârstnice îngrijite în centru, care realizează venituri proprii prin pensii de orice natură, indiferent de fondurile în care se plătesc acestea, din indemnizații sau din alte drepturi acordate potrivit legii, precum și din alte surse cu caracter permanent, sunt obligate la plata contribuției lunare de întreținere. Contribuția lunară de întreținere pentru persoanele vârstnice care au venituri este de 60% din veniturile personale lunare, fără să se depășească costul mediu lunar aprobat, diferența până la 755 fiind susținută de către aparținătorii legale a acestora. Din această contribuție lunară de întreținere se susțin cheltuielile pentru hrană și gospodărie, obiecte de inventare, echipament și cazamament, materiale sanitare și altele. Cheltuielile aferente plății salariilor pentru personalul angajat, plății medicamentelor și cheltuielile de capital nu se iau în calcul la stabilirea costului mediu lunar de întreținere, susținerea acestora făcându-se de la bugetul local. Conform hotărârii Guvernului 93 din 2014, actualizată, se stabilește nivelul minim a alocației zilnice de hrană pentru consumurile colective din centrele pentru persoane vârstnice de 16,6 lei, însă, în baza aceleiași hotărâri, consiliile locale aprobă un cuantum al alocației de hrană mai mare decât cel stabilit prin hotărâre, astfel încât să acopere necesitățile zilnice de hrană ale beneficiarilor din centru, respectiv în cazul nostru, supune spre aprobare un cuantum de 20 de lei beneficiar. Având în vedere cele de mai sus în temeiul prevederilor articolului 97 aliniatul 2 din legea 215/2001 administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare, propuneți de dezbatere Consiliului Local Municipal prezentul proiect. Vă mulțumesc! Avizul Comisiei. Unanimitate de voturi, aviz favorabil. Discuții pe marginea proiectului. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține. Proiectul numărul 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea protocolului de cooperare încheiat între Asociația Rotary Club Onești, Spitalul Municipal Sfântul Ierarh Dr. Luca Onești și Primăria Municipiului Onești. Mulțumesc. În exercitarea atribuțiilor sale, Consiliul Local Onești, potrivit legii 215/2001, administrații publice locale poate hotărâ în condițiile legii cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române sau străine în vederea finanțării și realizării în comun a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes local. De asemenea, autoritatea deliberativă asigură potrivit competențelor sale și condițiile legii cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind sănătatea. Prin scrisoarea de intenții numărul 120 din 28-11-2016, înregistrată la instituția noastră sub numărul 80.150 din 28-11-2016, Asociația Rotary Club Onești își exprimă
intenția de a realiza proiectul Sprijinind Viața, al cărui obiectiv este dotarea Spitalului Municipal Sfântul Ieran Dr. Luca Onești cu un osteodensiometru de ultimă generație, a cărui valoare estimată la 50.000 de dolari. În acest sens, se propune colaborarea între Municipiul Onești și Spitalul Municipal Sfântul Ierarh Dr. Luca Onești și Asociația Rotary Club Onești în cadrul unui protocol de cooperare pentru conjugarea eforturilor de a strânge fondurile necesare achiziționării echipamentului medical prin intermediul proiectului de asociere, accesare de granturi ce va fi realizat de Rotary Club. Pentru aceste motive, vreau să aprobați protocolul de cooperare între Municipiul Onești, Spitalul Municipal Sfântul Ierarh Dr. Luca Onești și Asociația Rotary Club Onești, în forma prezentată. Da, ultimul reprezentantului compartimentului. Potrivit articolului 36 aliniatul 2 litera B și D, articolul 36 aliniatul 6 litera A, punctul 3 și articolul 36 aliniatul 7 litera A din legea 215 pe domeniul administrației publice locale republicate cu modificările și condiziile ulterioare, în exercitarea atribuțiilor Consiliului Local asigură potrivit competențelor sale și în condițiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind sănătatea. Iar în acest scop, Consiliul Local poate hotărâ cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române sau străine în vederea finanțării și realizării în comun a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local. Potrivit legii 273 pe 2006 la finanțele publice locale, modificările și completările ulterioare, autoritățile de reprezentative pot aproba colaborarea sau asocierea pentru realizarea unor lucrări și servicii publice locale. Colaborarea cu ori asocierea se realizează pe bază de contracte de asociere în care se prevăd și sursele de finanțare reprezentând contribuția fiecare autorită sau municipiului locale implicate. Contractele de asociere se încheie de coordonatorii principale credite în condițiile mandatelor aprobate de fiecare consiliu local implicat în colaborare sau asociere. Potrivit prevederilor articolului 193 aliniatul 6, colaborat cu articolul 199 din legea 95 pe 2006, privind reforma în domeniul sănătății, autoritățile publice locale pot participa la finanțarea unor proiecte de modernizare, de dotări cu echipamente medicale ale unităților sanitare cu patru transferabile, în limita proiectelor aprobate cu această destinație. Având în vedere necesitatea, oportunitatea și legalitatea, apreciem că sunt împlinite condițiile pentru aprobarea proiectului de legătură în forma prezentată. Aviz comisiei? Aviz favorabil. Aviz favorabil și comisia română. Discuții pe marginea proiectului? Doar cu mențiunea, dacă sunt dintre dumneavoastră membri ai Club Rotary, înțeleg că domnul Zazu nu vătează și domnul Roșca nu vătează pentru că este dumneavoastră. Deci cu mențiunea, doamna Bădicu, nu vătează și domnul. Uite, am o parte din Consiliul de Administrație la Spital Rotary. Dar nu se execute dumneavoastră. Da, nu. O apreciază. Dar pot să nu vătească, să fie sigur că mai apar rău de tot. Da. Da. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține? Domnul Cristes. Dar e toată considerat de extraordinar. Deși nu e punct executiv, nu văd incompatibilitatea, dar mă rog. Mai bine așa. Domnul Zazu, domnul Roșca. Proiectul numărul 9. Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării hotărârii Consiliului Local numărul 66 din 15 mai 2014 privind aprobarea regulamentului intern pentru salariații aparatului de specialitate al primarului municipiului Onești și serviciilor instituțiilor publice subordonate Consiliului Local al Municipiului Onești și a regulamentului de organizare și funcționare pentru aparatul de specialitate al primarului municipiului Onești. Mulțumesc. Doamnelor și domnilor consilieri, în conformitate cu dispozițiile articolului 241 din legea 53 pe 2003, Codul Muncii, primarul municipiului Onești în calitate de angajator întocmește cu consultarea salariaților regulamentul intern privind salariații aparatului de specialitate al primarului municipiului Onești și serviciilor instituțiilor publice subordonate Consiliului Local al municipiului Onești și regulamentul de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al primarului municipiului Onești.
Conform prevederilor legii numărul 215/2001, administrație publice locale republicată și modificată, legii numărul 88/1999 cu modificări și completările ulterioare privind statutul funcționarilor publici și legii 53/2003, codul muncii și legii numărul 161/2003, privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnității publice a funcțiilor publice și mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, legea numărul 7/2004 privind codul de conduită a funcționarilor publici, legea numărul 477/2004 privind codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice, acest regulament intern se aplică atât salariaților cu statut de funcționari publici, cât și personalului contractual. Regulamentul intern trebuie să cuprindă cel puțin categoriile de dispoziții prevăzute la articolul 242 din legea 53/2003, codul muncii, prevederile pe specific de lege numărul 215/2001, administrații publice locale, republicate și modificate, cât și dispozițiile privind drepturile și obligațiile angajatorului și al salariaților, reguli concrete privind disciplina muncii în instituțiile în instituție, abatere disciplinare și sancțiunile aplicabile, reguli referitoare la procedura disciplinară, modalități de aplicare a altor dispoziții legale sau contractuale specifice. Se modifică articolul 58 alineatul 1 din regulamentul intern astfel. Programul de lucru al salariaților din aparatul de specialitate al primarului și din cadrul instituțiilor, serviciilor din cadrul primăriei municipiului Onești este de 40 de ore pe săptămână astfel. De la 7.30 la 16 de luni până joi, de la 7.30 la 13.30 vineri. În ziua de miercuri, prin rotație, din cadrul fiecărui compartiment, unul sau mai mulți salariați vor avea programul de lucru de la ora 10 la ora 18.30. Se completează articolul 58 alineatul 3 din regulamentul intern prin adăugarea la zilele nelucrătoare, zilele de 24 ianuarie și 1 iunie. Față de cele arătate, vă rugăm să analizați și să aprobați proiectul de hotărâre în forma prezentată. Vă mulțumesc! Are cuvântul reprezentantul compartimentului de specialitate. Doamnelor și domnilor consilieri, prin hotărârea Consiliului Local numărul 66 din 15.05.2014 s-a aprobat la anexa numărul 1 regulamentul intern pentru salariații aparatului de specialitate a primarului municipiului Onești și serviciilor instituției publice subordonate Consiliului Local al municipiului Onești. Având în vedere prevederile legale, respectiv articolul 246 până la 241 până la 246 celelalte dispoziții din legea 53/2003 codul muncii republicată cu modificări completările ulterioare ale legii numărul 88/1999 privind statutul funcționar public republicat cu modificări completările ulterioare și legii 215/2001 administrații publice locale republicate cu modificări completările ulterioare primăria municipiului Onești, precum și urma discuțiilor portate atât cu cetățenii municipiului Onești, cât cu salariații din cadrul primăriei municipiului Onești, se propune modificarea articolului 58 alineatul 1 din regulamentul intern astfel. Programul de lucru al salariaților în aparatul de specialitate a primarului și din cadrul instituțiilor serviciilor din cadrul primăriei municipiului Onești este de 40 de ore pe săptămână. De la ora 7.30 la ora 16 de luni până joi, de la 7.30 la 13.30 vineri. În ziua de miercuri, prin rotație, în cadrul fiecărui compartiment, unul sau unul salariat vor avea programul de lucru de la ora 10 la ora 18.30. Se completează articolul 58 alineatul 3 prin adăugarea zilor nelucrătoare a zilei de 24 ianuarie și 1 iunie. Față de cele menționate, vă rugăm să aprobați proiectul de hotărâre în forma prezentată. Vă mulțumesc! Avizul comisiei? Favorabil! Discuții pe partea proiectului? Supunem la vot. Cine este pentru? Se abține cineva? Împotrivă? Proiectul numărul 20. Proiect de hotărâre privind încredințarea spre exploatarea unui spațiu către 10 domenii public și privat Onești SA. Consiliul Local are inițiativa și hotărăște în condițiile legii în toate problemele de interes local, cu excepția celor care sunt date prin lege în competența altor autorități ale administrației publice locale sau centrale. În data de 20 decembrie 2016, municipiul Onești a preluat sistemul public de alimentare cu apă și de canalizare, iar hotărârea Consiliului Local numărul 169 din 20 aprilie 2016 s-a stabilit modalitatea de organizare a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare, respectiv gestiunea directă
a aprobat contractul cadru de delegare a gestiunii Serviciului Public de Alimentare cu Apă și de Canalizare. Totodată, prin hotărârea Consiliului Local numărul 169 din 20.12.2016, la nivelul municipiului Ionești, Serviciul Public de Alimentare cu Apă și de Canalizare a fost atribuit, în condițiile legii, către nou operator, SECE Domeniul Public și Privat Onești S.A., societate ce se află în subordinea Consiliului Local. Având în vedere cele menționate mai sus prin prezentul proiect de hotărâre, propunem a se încredința spre exploatare a unui spațiu situat la parterul primăriei municipiului Ionești din Bulevardul Oitus numărul 17 către Domeniul Public și Privat Onești S.A. cu destinația de caserie pentru serviciu de apă și canalizare. Față de cele arătate, vă rugăm să aprobați proiectul în forma prezentată. Are cuvântul reprezentantul compartimentului de specialitate. Doamnelor și domnilor consilieri, potrivit legii 51 din 2006 a serviciilor publice comunitare de utilități publice și a legii 24 din 2006 a serviciului de alimentare cu apă de canalizare, municipiul Onești are competență în tot ceea ce privește înființarea, organizarea, coordonarea, monitorizarea și controlul funcționării serviciilor de utilități publice, precum și în ceea ce privește crearea, dezvoltarea, modernizarea, administrarea și exploatarea bunurilor proprietate publică sau privată a utilităților administrativ-teritoriale. Prin hotărârea 169 din 20.12.2016, Consiliul Local Onești a stabilit, potrivit atribuțiilor sale legale, modalitatea de organizare a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare, respectiv, gestiunea directă a aprobat contractul cadru de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare în scopul furnizării prestării acestora în condițiile stabilite de autoritățile administrației publice ale municipiului Onești. La nivelul municipiului, serviciul public de alimentare cu apă și canalizare a fost atribuit în condiții lege de către noul operator SC Domeniul Public și Privat ESA Onești. Prin prezentul proiect de hotărâre propun a se încredița spre exploatare un spațiu situat la parterul primăriei municipiului Onești din Bulevardul Oitus numărul 17 către SC Domeniul Public și Privat Onești S.A. cu destinația de caserie pentru serviciu de apă și canalizare. De asemenea, se împuternicește comisia din partea Consiliului Local, precizată la articolul 1 alineatul 2 din hotărârea Consiliului Local 168 din 20 decembrie 2016 pentru modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 166 din 1 decembrie 2016 privind stabilirea comisiei de inventariere și de preluare a sistemului de apă și canalizare din municipiul Onești, să semneze actul adițional la procesul verbal de predare a bunurilor din componența sistemului public de alimentare cu apă și de canalizare către serviciul public și privat ESA. Față de cele arătate, vă rugăm să aprobați proiectul în forma prezentată. Avizul comisiei? Aviz favorabil. Permiteți să fac precizarea, suprafața este de 7,39 metri pătrați. Este primul ghișeu pe partea dreaptă cu intrație cu primăria Onești. Ghișeul se adresează celor care stau la casă, în special, nu? Celor care stau la casă și președinților de asociații... Ca să ducă... Da. Este și varianta plății online, așa ceva? Încă nu. La taxe și impozite, da, ghișeul. Va fi mai greu pentru că, cel puțin, va depinde de consumul de apă. Nu este o taxă stabilită fix. Nu știu, poate în perspectivă, noua societate, de apă municipal sau trage cineva exploatat, va aveți o soluție. Alte discuții pe marginea proiectului? Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține? Proiect de hotărâre privind actualizarea Comisiei Tehnice de Organizare și Siguranță a Circulației Rutiere în municipiul Onești, aprobată prin hotărârea Consiliului Local numărul 129 de pe 29 octombrie 2015. Mulțumesc. Raportat la atribuțiile Consiliului Local prevăzute de legea numărul 215 pe 2001 Administrației Publice Locale și pentru abordarea unitară a modului de lucru a fost înființată Comisia Tehnică de Organizare și Siguranță a Circulației Rutiere în municipiul Onești. Din componența căreia fac parte reprezentanții administrației publice locale, ofițeri specializați în domeniul siguranței circulației rutiere din cadrul structurii Poliției Municipiului Onești și reprezentanții administratorilor
drumurilor publice din municipiul Ionesece, domeniul public și privat Ionesteșan. În componența comisiei ca membru era numit domnul comisar șef Neagu Dumitru, puternicit șef al poliției municipiului Onești, care în prezent nu mai este salariat al poliției municipiului Onești, iar șef al poliției municipiului Onești este domnul comisar șef Năstasiu Lucian. Având în vedere cele enumerate, deasupra se impune modificarea componenței Comisiei Tehnice de Organizare și Siguranță a Circulației Rutiere în municipiul Onești și a regulamentului de organizare și funcționare acesteia în următoarea componență. Președinte, Abacerul Laura, viceprimar al municipiului Onești, secretar, inginer Medianu Laurențiu, șef serviciu MUP, membri, comisar șef Năstasiu Lucian, șef al poliției municipiului Onești, sergentul Adrian, consilier local, Ioan Paris, director SC Domeniul Public și Privat Onești-SA, iar membrii supleanți vor fi comisar Panaite Cristinel, împuternicit șef al biroului rutier din cadrul Poliției Municipale Onești, consilier juridic Sfânul Daniel, secretar al municipiului Onești, inginer Stroie Munteanu Eugen Tănuț, inginer șef la SC Domeniul Public și Privat Onești-SA, Bocăneț Lenuța, consilier în cadrul serviciului MUP Onești. MUP însemnând monitorizarea utilități publice. Față de cele menționate, vă rog să deliberați. Vă mulțumesc. Are cuvântul reprezentantul compartimentului de specialitate. În conformitate cu prevederile articolului 38, alineatul 2, litera R din legea 215/2001 privind administrația publică locală cu modificări și completări ulterioare, exercitarea atribuțiilor ce îi revin, Consiliul Local hotărăște în limitele competenței conferite de lege, în numele unității administrative teritoriale asupra tuturor aspectelor privind siguranța circulației rutiere desfășurate pe raza municipiului unității administrative teritoriale. Prin HR 129/29/10/2016 a fost înființată Comisia Tehnică de Organizare și Siguranță a Circulației, din care fac parte reprezentanții autorității publice locale, ofițeri specializați în domeniul siguranței circulației rutiere din cadrul structurii poliției municipiului Onești și reprezentanți a administratorii drumurilor publice din municipiul Onești, SC Domeniul Public și Privat Onești de Sat. Hotărârea de față operează modificările și competențele subliniate din faptul că un membru din vechea performanță a comisiei nu mai este cadrul al poliției municipiului Onești, precum și introducerea unui membru suplean. Ca urmare se propune următoarea componență a Comisiei Tehnice de Organizare și Siguranță a Circulației Rutiere în municipiul Onești. Președintele Abagerul Laura, viceprimar al municipiului Onești, secretar Medianu Laurențiu, șef serviciu monitorizare utilități publice, membri comisar șef Năstasiu Lucian, șef al poliției municipiului Onești, sergentul Adrian, consilier local, Ian Paris, director SC Domeniul Public și Privat Onești-SA, membri supleanți, comisar Panaite Cristinel, puternici șef al biroului rutier din cadrul poliției municipiului Onești, consilier juridic Sfânt Daniel, secretarul municipiului Onești, inginer Stroie Munteanu Dănuț, inginer șef SC Domeniul Public și Privat Onești-SA, Bocăneț Lănuța, consilier în cadrul Consiliului de Serviciul de Monitorizare din primăria Onești. Față de cele menționate, urmează să deliberați. Avizul comisiei. Favorabil. Discuții pe marginea proiectului. Punem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Și abține cineva? Proiectul numărul 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea stabilirii tarifelor la distribuție apei potabile și a tarifelor la canalizare epurare pentru municipiul Onești. Mulțumesc. Doamnelor și domnilor consilieri, serviciile comunitare de utilități publice, denumite în continuare servicii de utilități publice, sunt definite ca totalitatea acțiunilor și activităților reglementate, prin care se asigură satisfacerea nevoilor de utilitate și interes public general. Serviciile de utilități publice sunt în responsabilitatea autorităților administrații publice locale și se înființează, se organizează și se gestionează potrivit hotărârilor adoptate de autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale în funcție de gradul de urbanizare, de importanța economico-socială a localităților, de mărimea și de gradul de dezvoltare ale acestora în raport cu infrastructura tehnico-utilitară existentă. În organizarea, funcționarea și dezvoltarea serviciilor de utilități publice, interesul general al comunităților locale este prioritar. Autoritățile administrației publice locale au competență exclusivă în condițiile legii în tot ceea ce privește înființarea, organizarea, coordonarea, monitorizarea și controlul funcționării serviciilor de utilități publice, precum și în ceea ce privește crearea, dezvoltarea, modernizarea, administrarea și exploatarea bunurilor proprietate publică sau privată a unităților administrativ-teritoriale aferente sistemelor de utilități publice. În exercitarea competențelor și atribuțiilor ce le revin în sfera serviciilor de utilități publice, autoritățile administrației publice locale adoptă hotărâri în legătură cu
stabilirea, ajustarea, modificarea și aprobarea prețurilor, tarifelor și taxelor speciale, cu respectarea normelor metodologice elaborate și aprobate de autoritățile de reglementare competente, precum și aprobarea stabilirii, ajustării sau modificării prețurilor și tarifelor pentru serviciile de utilități publice după caz. Față de cele arătate mai sus, propun aprobarea proiectului de hotărâre în forma prezentată. Vă mulțumesc! Reprezentantul Compartimentului de Specialitate. Doamne și doamne consiliere, autoritățile administrației publice locale au competențe exclusive în ceea ce privește înființarea, organizarea, coordonarea, monitorizarea și controlul funcționării serviciilor de utilități publice și au competențe și atribuții în aprobarea, stabilirea, ajustării și modificării prețurilor și tarifelor pe baza avizului emis de autoritățile de reglementare competente. Memorii justificative fundamentale pentru stabilirea tarifelor. Articolul 10, iar articolul 9 vom specifica că orice dispoziție contrară prezente se abrogă. Am uitat să abrogăm hotărârea de aici. Sau hotărârile mai vechi cu privire la preț. Discuții pe marginea prietenilor. Aș dori să fac anumite clarificări pe baza sau pe marginea acestui proiect. Și anume, acest aviz de la ANRSC s-a primit ieri. Prețul propus către ANRSC de către domeniul public și privat a fost undeva 7,79. S-au purtat o corespondență timp de 2 săptămâni de zile privind un schimb de informații legate de preț, salarii, număr angajați, preț achiziții, apă și multe alte aspecte tehnice. Și prețul aprobat a fost de 8,30 lei, cu 2 bani mai puțin decât prețul pe care îl factura SC Apă Canal către unii beneficiari sau beneficiari, de fapt, clienți. Prețul se compune, practic noi acum aprobăm prețul de distribuție pe care îl să zic îl oferă DPP, la care se adaugă prețul de achiziție a apei. Și anume este un preț de 2,1 lei pe metru cub plus TVA 9%. Aceasta este un preț variabil, de asta nu putem aproba și este și acesta de 2,1. Prețul cu care CRAB ne vinde nouă apa este un preț care la fel este reglementat de ANRSC. Calculat prețul de distribuție, adunat sau cumulat de prețul de distribuție cu prețul de achiziție apei, duce la 8,3 în acest moment. După ce vreau să vă spun este că pentru o perioadă de 3 luni de zile, acest preț nu poate fi modificat de 3 luni de zile. Nici în plus, nici în minus. După 3 luni de zile, dacă se constată că anumite variabile ce au stat la baza fundamentării prețului de distribuție se schimbă în mod pozitiv sau negativ, se poate face documentație tehnică și se poate depune spre analiză și aprobare către ANRSC. Dacă CRAB schimbă prețul de furnizarea metrului cub de apă de la 2,1 pozitiv sau negativ, obligatoriu noi trebuie să cerem un alt aviz. Nu contează că au trecut sau nu au trecut 3 luni de zile. Dacă sunt întrebări tehnice pe subiect, vă pot răspunde, cred că vă pot răspunde. Am fost personal alat ieri la ANRSC tocmai pentru a discuta aceste aspecte. Înțeleg că diferența mare între prețul de achiziție și prețul de furnizare constă în principal în pierderi. Sau cunoașteți care este planul de investiție al CRAB-ului până la nivelul municipiului Onești, pentru că multe din aceste avarii s-au întâmplat până la intrarea în Onești. Chiar dacă rețelele din Onești și acestea sunt așa cum sunt, practic, de cele mai multe ori, știu că apa a fost sistată conform comunicatelor APE Canal, prin datorită avariilor care au avut loc până la Onești. Există o perspectivă nu foarte îndepărtată de înlocuirea acestor conducte. Știu că prin unele orașe s-au înlocuit prin
Dărmănești, prin Târgoviște s-a început. Dacă această rețea de adopțiune este în perspectivă, urmează să fie înlocuită și aveți idee cam pe când am putea avea noi pierderi mai mici și, evident, costuri mai mici. Vreau să vă întreb un lucru, vă referiți, ca să înțeleagă toată lumea foarte corect, la adopțiunea de apă de la Valea Udului până la Onești sau despre rețeaua de alimentare cu apă și canalizare în municipiul Onești sau de amândouă? Ca să înțeleg, cum vă răspund. La ambele mă refer, pentru că ambele influențează prețul, sunt luate în calcul în stabilirea prețului. Aici vă contrazic, da. Nu vă contrazic, clarific niște lucruri. Da. După cum a spus și domnul consilier Iene, nu mai vreau să contrazic pe nimeni, dar vreau să clarific lucrurile. Foarte bine. Deci, cantitatea de apă pe care noi o achităm ca și factură către CRAB este cea contorizată la stația de la Cuciur, toate pierderile pe care le, cum să spun eu, le are sistemul de la barajul Valea Usului până la Cuciur, nu sunt costuri pe care le plătesc oneștenii în factură. Sunt niște prețuri, pierderi, costuri pe care și le asumă CRAB. 1. 2. Ceea ce pornește de la Cuciur către Oneșteni, plătim noi cu toții. Și costul se regăsește în această fundamentare, în prețul pe distribuție. O să vă prezint și v-am spus, săptămâna viitoare voi face o conferință de presă, o conferință, nu un comunicat de presă, o conferință de presă pentru a explica în detaliu starea sistemului actual, a prețului, a pierderilor, al evoluției pierderilor în ultimii ani, în ultimii 2 ani, nu în ultimii 100 de ani. Acum 2 ani, pierderile erau undeva 30%. Vorbim de documente, nu ce vorbește lumea pe la colțuri. Astăzi sunt 63%. O pierdere enormă. Tocmai, vă spun, se datorează lipsei de investiții din ultimii, cât din 99 până în 17 ani. Deci, noi plătim pierderea la ceea ce se distribuie în municipiul Onești. Planul de investiții pe adopțiunea de la Valea Uzului până la Onești, pe care trebuie să o facă CRAB-ul, iar nu vreau să fiu răutăcios, dar o stăpânește foarte bine cineva care promova în mediul online și cu semnăturile, cu 5.000 de semnături, și că eu vă pot confirma, vorbim foarte corect, când va face CRAB-ul investiția pe acest segment și în ce sumă constă investiția. Asta nu înseamnă că nu știe cineva. Poate domnul Zarzu sau doamna Elena Pașcu a aflat de la... Nu, vorbesc serios. Poate a aflat de la domnul Lazar și ne spuneți. Înțeleg că domnul Lazar știa. Eu personal nu știu. Și nu vreau să o luați într-un spirit de glumă sau de critică. Nu se știe. Dar vom cere o informație în acest sens pentru că ne și interesează, cum spuneți dumneavoastră. Vreau să vă spun că noi, a doua zi după ce împreună cu dumneavoastră am inițiat hotărârea de Consiliu prin care am transferat către DPT serviciul de furnizare, am demarat procedura de a deveni membri CRAB. Ce am făcut? Asta înseamnă că către toate UAT-urile din municipiu, din județul Bacău, care sunt membri activ, scuze, toate UAT-urile din județ care sunt membri activ, le-am trimis o adresă prin care le solicităm elaborarea sau unei hotărâri de Consiliu Local prin care să-și dea acordul cu privire ca noi să devenim membri ADIM. Și vreau să vă spun că din 89, doar 19 încă nu au emis hotărâri de Consiliu. Au emis? 19 le avem. Deci 70... Încă nu. De ce? Pentru că trecusem de perioadă, erau sărbătorile, fiecare avuseseră ședințe de Consiliu Local și toți ne-au spus că în luna ianuarie vor propune Consiliului Local acest demers al nostru. Totodată ADIP-ul a notificat UAT-urile din județul Bacău în această privință. Pentru a deveni membri CRAB, trebuie să devenim acționari CRAB. Ca să devenim acționari CRAB,
trebuie ca cei care sunt acționari să aibă disponibilitatea să înstrăineze contracost acțiuni. Sunt o persoană care înțeleg foarte bine realitățile actuale ale administrației județene și nu numai și consider că trebuie să avem planul B și planul C. Adică pe anul 2017 de la bugetul local trebuie să direcționăm o sumă foarte consistentă în ceea ce privește repararea și modernizarea infrastructurii de apă și canal în municipiul Onești din buget propriu. V-am spus celălalt demers. Mai sunt și alte posibilități, dar momentan, pe o perioadă foarte scurtă, nu sunt. Într-adevăr, pierderea, deci în calculul prețului de distribuție, pierderea de 60% are o pondere foarte mare. Nu cred că această pierdere poate fi pusă în cărca niciunuia dintre noi. Dar nu cred că este cazul să ne mai legăm de trecut și să ne orientăm toată atenția către viitor, să vedem ce posibilități avem și să investim în această infrastructură. Stimată doamnă. Îmi permiteți o sugestie? Vă rog, sigur că da. Ținând cont de faptul că Onești a devenit membru târziu, să zic, relativ târziu, sau că această rețea a fost aprobată târziu ca și în patrimoniu sau în patrimoniul clubului, cum este preluată? Deci, această rețea este un bun al... Nu este în patrimoniu, nu este în patrimoniu primăriei, municipiului Onești. Municipiul Onești. Ideea este că investițiile pentru zona Onești nu sunt cuprinse într-un master plan. Foarte corect, pentru că n-aveau cum să fie. Exact. Atâta timp că noi nu suntem membrii ADIP și acționari CRAB. Deci, nu putem să ne așteptăm la investiții din partea CRAB-ului pentru municipiul Onești, cel puțin în perioada imediat următoare. Așa cum spuneați, o să facem niște investiții. Ideea este că municipiul Onești este totuși al doilea municipiu din județul Bacău și eu știu că orice ban alocat de Uniunea Europeană se alocă proporțional cu numărul de beneficiari, va trebui să avem o poziție susținută și să măsura în care se poate modifica acel master plan, care include principiile de dezvoltare și proiectele care urmează să le demareze CRAB-ul, să facă o prioritate și din investițiile pe municipiul Onești. Da, nu știu cum să iau o sugestie. Tot ceea ce am făcut până acum și ceea ce v-am explicat și anume intenția noastră de a deveni membri ADIP și acționar, care am început imediat a doua zi după emiterea hotărârii de Consiliu de dare în administrare către DPP. Deci asta facem. Vreau să vă spun un lucru și trebuie să înțelegem toți lucrurile acesta. Nimeni nu va risca, cred, o situație care poate infesta întregul sistem atâta timp cât un OAT are niște litigii în instanță. În momentul de față, OAT Onești nu are niciun litigiu privind situația sau patrimoniul sau preluarea sau niciun litigiu referitor la acest serviciu de furnizare ape și canal în municipiul Onești. Nu are. Deci noi mergem mai departe cu demersul. Asta este foarte clar. Dar încă o dată spun, sunt o persoană care înțeleg realitățile și tocmai de aceea vă spun că trebuie să existe planul B și planul C. Domnule, am studiat și o structura prețului și am venit o dată la recepție împreună cu colegii mei din Comisia Juridică. E par un preț mare dacă ne raportăm la celelalte localități din Bacău. Dacă ne raportăm la cât am plătit, este aproape de acolo. Pentru că am înțeles că SECE Apă și Canal a câștigat procesele privind prețul cu asociațiile de proprietari care au plătit acel preț stabilit de Consiliul Local în anul 1900, în 2012, așa am înțeles că au câștigat câteva procese, soluție definitivă, la tribunal. Tribunalul ar fi, poate sunt eu în eroare. Mă referam că
prețul e aproape cât plăteam și în prezent. Situația Oneștiului în ceea ce privește apa este foarte gravă. Este, cred eu că este principala problemă și cea mai importantă acum, problema municipiului Onești, și acum, măcar în momentul ăsta, trebuie să-i acordăm însemnătatea pe care o are. Mă duc aminte că eram consilier acum, mai știu, în 2012, când domnul președinte al Consiliului Județean a fost prezent, împreună cu alți colegi, la ședință și ne-a rugat să ieșim din Adis pentru ca Adim. Pentru ca programul Adis să meargă mai departe și celelalte localități să nu sufere de faptul că noi aveam același litigiu cu același permanent adversar juridic, vorbesc de ce apă canal ESA. Numai că acolo era și în contractul care s-a făcut trebuia să-și asume și o obligație, și anume să facă niște investiții de 80.000, 90.000 de euro, să nu știu. Și mai ales în acea stație de pompare de la Jevre. Noi am ieșit. De epurare. Noi am ieșit. Am înțeles interesul județului. Ei nu se pare că nu știu dacă și-au respectat obligațiile asumate. Cel puțin în ceea ce privește stația absolut de loc. Parte s-a rezolvat în ceea ce privește o nouă rețea de... Bun, am văzut în cartiere Borzești și nu mai știu unde. Dar important, cea mai mare investiție era acolo. Și dacă aceea era investiție era dusă la cap, era de situația noastră acum. Pe surse juridice, nu oficiale, am primit informații că s-ar putea să declanșeze un litigiu. Nu știu, o parte din acționari minoritari sau unul singur, e posibil. De aceea, cel mai bine ar fi să intrăm în crab. A rezolvat situația. Să nu avem litigiu. Dacă avem litigiu, dacă nu vom intra, nu știu chiar dacă nu avem litigiu, sigur, să mergem cu această societate, care este planul B, am zis. Nu știu că ar mai fi planul C, dar nu mai... Dar trebuie să vie răspund, da? Da, nu, trebuie să mergem cu această societate și de-aia eu am discutat acest preș și trebuie să mergem cu el înainte, pentru că societatea viitoarea societate care va distribui această apă trebuie să aibă un preț care să fie plătit de consumatori și care să fie încasat și ea să poată merge în continuare. Mulțumesc. Haideți că scurtez și eu cer scuze, doamnă primar. Tocmai acesta este motivul pentru care intrarea noastră în CRAB și respectiv în ADIP este pusă sub semnul întrebării. Există această suspiciune rezonabilă că se vor declanșa litigii. Dacă vom intra și după aceea se vor declanșa litigii, compromitem toată construcția la nivel județean, exact motivul pentru care am ieșit acum câțiva ani, în 2011, din această construcție. Înțeleg că prețul este unul exploratoriu, pentru că prea multe nu știm noi, autoritatea locală, despre cum va decurge activitatea. Probabil că în 3 luni de zile o să ne dăm seama dacă este îndestulător, putem să-l scădem și așa mai departe. Sau să-l crește. Sau să-l crește. Ferească Dumnezeu să mai crește, să numai de asta nu mai are nevoie. Da, mulțumesc. Vorbind apropo de preț, se vehiculează cel mai mare preț din țară, cum pe același model. Nu de dumneavoastră, spun se vehiculează. Mă uitam la dumneavoastră că... O să mă uiți, mai greu. Da. Dacă trebuie, îmi spune și mă uiți și în spate. Nu vă supăr. Vis-a-vis de preț, să știți că, tocmai spun, se vehicula ca și cu locurile de muncă, că în municipiul Onești nu sunt locuri de muncă. Nu este cel mai mare preț din țară. Să știți că, începând din decembrie, din acel moment foarte important pe care l-am trăit cu toții, m-am documentat foarte bine pe subiectul apă și canal în România și în Europa chiar. Constanța, 9 lei. Bine, o să-mi spuneți, nu-i diferența mare. Dar eu vă spun, Constanța are industrie, care industrie poți să bagi pierdere. Unde e consum mare, e prețul mai mic. Piteștiu, aproape 9 lei, deci peste 8,80 lei. Preț pe metru cub apă plus canal.
Târgoviște, Buzău, preț mai mare decât noi. Asta nu înseamnă că trebuie să ne împăcăm cu ideea asta sau că avem marge să creștem prețul în sus. Nu, nici de cum. Dar trebuie să dispară mitul ăsta, cea mai scumpă apă din țară. Nu există. Doi. Nu este normal să pătimim noi pentru ceea ce se întâmplă la munte de noi. Și aici trebuie discutat foarte, foarte aprins cu Cram. Pentru că avarii provocate sau care se întâmplă pe segmentul Valea Uzului Onești, noi suntem capăt de coloană și când începe umplerea coloanei și implicit și a rezervelor de la Cuciur, noi primim ce rămâne de la ceilalți. Adică aia alții își fac plinul și noi primim de asta, vara sau ori de câte ori se întâmplă, lumea, voi face înțeles această situație tehnică să înțeleagă toată lumea. Noi ce putem să facem aici? Să cerem un tratament egal cu ceilalți. Dom'le, dacă Târgu Ocna, dacă Bacău, mai retur la ăia din debitul de apă și tăne și nouă. Despre asta este vorba. Nu trebuie noi să pătimim în fiecare an la fiecare avarie. Bine, o să se întâmple faza sau s-a întâmplat de curând o situație cu capra vecinului, care de multe ori vecinii își doresc să moară capra vecinului. S-a întâmplat cu Bacău, două zile fără apă. Pentru tot o situație. Că toată lumea spunea, dar de ce, domne, nu mai la Onești avarii, nu mai la Onești probleme. Da, s-a întâmplat și la Bacău. Nu mă bucur pentru lucrul ăsta, din contra. Mi-aș dori să nu se mai întâmple nicăieri în județ, dar nu se poate să ieșim din situația asta fără investiții consistente, atât pe raza municipiului Onești și aici ne luăm noi măsuri, eu știu, care să preîntâmpine pe viitor aceste situații, dar nu pe viitor însemnând anul ăsta, anul viitor. Trebuie să investiții consistente și problemele nu se vor rezolva foarte curând. Uitați o situație, că îl văd pe domnul Dimofte aici și vreau să vă supun atenție o situație care se întâmplă în cartierul Slobozia. Cartierul Slobozia, rețea aproximativ nouă. Aproximativ nouă, îi spun, este de câțiva ani dată în exploatare de alimentare cu apă. Contoarul la intrare în Slobozia înregistrează o cantitate de peste 1100 de metri cubi lunar la căi consumă cartierul Slobozia. Cumulat toți contorii din cartier, 600 și aproape 700 de metri. Deci undeva pe o rețea nouă 40-50% pierdere. 45% pierdere pe o rețea nouă, oameni buni. Se mai poate întâmpla în cele mai multe cazuri că pierderile sunt mai puține, dar e întâlnit și fenomenul care se numește furt. Ce vă spun? Acei trei oameni din Consiliul de Administrație au o misiune foarte grea și trebuie să-i susținem în ceea ce au de făcut, în interesul comunității, nu în interesul cuiva. Asta este ideea. Eu vă mulțumesc pentru că astăzi am avut un punct de vedere, spun eu, unitar și îmi doresc ca pe proiectele importante, vitale pentru oraș, ăsta să fie punctul de vedere și să ne-l asumăm cu toții. Nu propun să ne-l asum eu. Vă mulțumesc. Alte discuții? Doamna. Foarte puțin am să vorbesc și eu. Raportat la acest preț, într-adevăr, este un preț pe care oneștenii vor percepe ca fiind unul mare. Probabil că erau altele așteptările. Dar trebuie să înțeleagă toată lumea și aici bănuiesc că făcând niște adrese către populație, comunicând cu oamenii, va trebui să le explicați de ce s-a ajuns să avem un astfel de preț. Și oamenii vor trebui să înțeleagă și nu vor trebui să condamne de data asta sub nicio formă administrația. Scopul administrației și a consilierilor locali va fi tocmai acela de a face în așa fel încât prețul să fie mai mic, apa să fie furnizată în regim de continuitate și ca tot ceea ce se întâmplă la nivel în acest domeniu să fie în regulă. N-am terminat. Din punctul meu de vedere, eu vă ascult, domnul primar, cum vorbiți. Poate, dacă doriți, dacă nu, eu nu trebuie să-mi expun punctul de vedere, serios. Da. Să știți că am atenție distributivă. Atunci v-aș ruga frumos să reproduceți ceea ce am spus eu. Să ca la dirigenție. Da.
Asta am vrut să subliniez, faptul că acest preț, chiar dacă este mare, trebuie să înțelegem că la nivelul Oneștiului pierderile sunt foarte mari, rețeaua arată cum arată, pentru că ani de zile, 20 și ceva de ani de zile, nu s-a făcut nicio investiție în această rețea și, într-adevăr, actuala administrație moștenește o rețea improprie furnizării acestui serviciu. Noi o să votăm, o să fim pentru acest proiect, o să votăm în favoarea acestui proiect, în ciuda faptului că probabil vom fi blamați de către oneșteni, dar este un preț legal și nu avem de ani de zile preț aprobat de ANRSC la apă. Știm foarte clar că Apă Canal a prestat un serviciu fără a exista un aviz al ANRSC-ului pe preț. La momentul de față suntem într-o situație de legalitate. Este un preț stabilit de altcineva și nu de noi. Asta trebuie să înțeleagă oneștenii, că nu s-a stabilit prețul de către administrație, s-a stabilit prețul de către autoritatea care reglementează prețurile în acest domeniu. Da, vă mulțumesc. Comparativ, putem face foarte multe comparații referitor la prețul la apă municipiu Onești cu barajul de la Valea Uzului, Constanța, cu, spune domnule, aia nu prea au surse de apă, ar fi ceva asemănător cu cât ar trebui să plătească energie electrică, spre exemplu, cei din apropierea barajului de la fosilele de fier. Domnule, dar noi de ce să nu plătim acolo 0,50 de bani pe megawatt sau pe kilowatt? Prețul este unul reglementat de către autorități cu atribuții în acest sens. Este una. Mi-aș fi dorit un preț mai mic, dar nu. Nu este posibil din raționamentele prezentate mai devreme. Și doi, haideți să vedeți. Prețul pe județul Bacău nu este unul foarte mic sau foarte mare. Am analizat, spre exemplu, orașul Bucuș. Ce sursă de apă are? Foraje. Cât îi costă prețul pe metru cub? Dacă vrei și lasă, nu. Ce preț membrii Craba, atenție, Bucuș, da? Își produc singure apa din foraje. Apa de la apele române din foraje o cumpăr undeva 0,0000 metru cub. Au niște costuri legate de energie electrică, pompare și așa mai departe și plătesc apă plus canal 7 lei. Sunt și situații mai fericite și mai puțin fericite. Este clar că va trebui să ducem o campanie de informare foarte corectă și foarte transparentă cu documente dacă trebuie. Un singur lucru mă îngrijorează, pe lângă viitorul acesta cu investiții și așa mai departe, alt lucru să mă mai îngrijorează. Să vedem ce o să se întâmple, ferească Dumnezeu, cu cei care vor fi în situația, dacă vor fi, asociații de proprietari care au achitat 5 lei pe metru cub de apă și o instanță va trebui, va spune sau nu, să se achite și retroactiv tot consumul de apă la prețul de 8 lei și. Și eu am informații tot, cum spuneți dumneavoastră, rezonabile pe surse că se va întâmpla lucrul ăsta. Și atunci, poftiți? Păi n-am spus că există soluție, am spus că există suspiciunea rezonabilă. Adică pe surse, în ceea ce trebuie să fie pronunțată de instanțe, nu prea cred că există. Nu, așa este. Ferească Dumnezeu atunci de oamenii care au achitat 5 lei și va trebui să dea diferența. Sunt câteva asociații în situația aceasta. Sunt restul asociațiilor și să știți, și eu ca persoană fizică am plătit 8,32 lei pe metru cub. Și acum plătesc tot la fel, că nu putem spune că e o scădere de preț de 2 bani. Adică haideți să nu ne luăm căciula pe aici, că nu-i cazul. Este o realitate pe care trebuie să ne-o însușim și așa stau lucrurile. Dacă cineva are o soluție miraculoasă, dă Doamne să ne-o spună și o aplicăm. Fie că e locuitor al municipiului Onești, fie că e doctorand de la Oxford, Harvard, ne punem în aplicare. Momentan, asta e situația. O moștenim, dar nu trebuie să o lăsăm așa. Asta este ideea. Trebuie să facem pașii aceia pe care ne-am propus cu toții în modernizare. Mulțumesc. Ai vrut ceva? Da, două cuvinte.
Ultimul preț reglementat a fost în 2011, de la MRSC, 6 lei, da? Sumate cele două. Când au fost discuții în legătură cu acel sprijin din partea Consiliului Local Onești către Consiliul Județean Bacău, aceștia au venit în întâmpinare și s-a încheiat acel protocol. Consiliul Local Onești a votat, printr-o hotărâre, asocierea Consiliului Județean Bacău, să facem tot ce înseamnă rețele din oraș cu surse proprii. 90% Consiliul Județean Bacău și 10% noi. Sunt sume foarte mari. Numai stația de epurare, JVN, costă 15 milioane de euro. Noi am dat, la vremea respectivă, terenul respectiv, și nu era legat de procese și de ce. Erau niște lucruri care ei trebuia să le facă pe un program european separat de cel 100, cu 108 milioane de euro. Deci lucrurile acestea trebuie urgent și domnul primar știe, dar domnul Brașoveanu, președintele Consiliului Județean, trebuie să înțeleagă acel efort făcut de comunitatea uneștară, acel parteneriat care nu este abrogat de niciun nici altul, și să demareze obligațiile care rezultă din acel contract. Că problemele de rețele interne vor fi făcute cu surse proprii, ceea ce înseamnă foarte mult. Trebuie să le rezolvăm. Restul sunt lucruri care vor deriva. Prețul acesta de 8,30 de bani este un preț mare, dar un 7,82 la multe localități din zona noastră. Sunt prețuri mari, nedorite de nimeni, dar asta e situația. Dar să nu pierdem ocazia ca să implicăm Consiliul Județean în a veni cu fonduri pentru această problemă. Nu neapărat la un moment dat european. Veneau cu fonduri proprii. Așa cum au dat 100 de miliarde de lei vechi pentru canalizările care s-au făcut în oraș, poate să dea în continuare sumele respective pentru oraș. Pentru că noi am salvat județul cu acele 100 milioane. Puteam să ne opunem, nu ieșea până în obligat nimeni, nu? Și atunci lucrurile erau grele pentru tot județul. Și am fost totuși, nu zic cavaler, dar oameni serios și responsabil pentru comunitatea Bădăoană. Mulțumesc. Spune-mi la vot. Cine este pentru? Cine cineva? Și în încheiere, diverse. Dacă sunt probleme pe care le să le ridicați. Dați-mi, vă rog să prezint că fiecare dintre dumneavoastră a primit către un memoriu ce ar urma să fie adresat Guvernului României, Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor și Consiliului Județean. N-am să-i mai dau citire pentru că bănuiesc că l-ați primit. Despre ce este vorba foarte pe scurt, la inițiativa unui grup de cetățeni din Slobozia de Proprietari, din domnul Dumnezeu care este prezentul aici, au solicitat ca să facem demersurile necesare către aceste instituții ca cuva fostului Lac Belci să fie transmis prin hotărâre de guvern în domeniul public al municipiului Onești. După cum probabil știți cei mai vechi dintre dumneavoastră, această suprafață inițială a fost atestată la domeniul privat al municipiului Onești. Acea hotărâre de consiliu a fost atacată de către Agenția Apelor Române, a fost anulată pe motiv că face parte din domeniul public al statului. Și în administrarea Agenției pentru Mediu din zona Ministerului. În aceste condiții, dacă sunteți de acord cu acest memoriu și sunt puterniciți alături de domnul primar, președintele de ședință, să semneze acest memoriu, v-aș ruga domnul președinte să supuneți la vot dacă sunt de acord sau... Cine este pentru? Împotrivă? Se abține și eu? Da. Deci urmează ca zilele următoare să transmitem memoriul. Alte probleme? Vă mulțumesc mult pentru această inițiativă și am o rugăminte de dumneavoastră. Mă partez o vedeie pe un cămin pe strada Nopului cu Ceaclăului, care este carosabil. Placa de cămin este scoasă în afară aproape un sfert, căminul este gol, poate să cadă un copil, poate să cadă o mașină, poate să cadă cineva. Vă rog frumos, dacă puteți să ne ajutați, trimiteți cineva să fixeze această placă pe cămin, de obicei când pleacă o mută cu roțile. Și dacă vă puteți să ajuta, deci datorită pierderii apei din cartierul Slobozia, nu există un robinet și am sunat de atâtea ori, când se face o intervenție, se aruncă cel puțin 3-4 metri cub de apă pe drum. Nu există robinet pentru oprire, ca să se, toată coloana se golește, dacă puteți să facem ceva, să nu aruncăm apa pe drum. Sunt banii noștri, păcat ca să aruncăm.
Dacă se poate face așa ceva, vă rugăm frumos. Vă mulțumesc din suflet. Aș dori în încheiere, la diverse, dacă mai are cineva să vă spun, dar nu în încheiere vreau să iau cuvântul. Nu, să înțeleg. M-am gândit că este bine să știți și dumneavoastră faptul că acum câteva zile s-a finalizat o expertiză comandată de către tehnică, comandată de către Primăria Municipiului Onești privind starea podului de peste râul Troduș. Concluziile expertizei, după cum vă imaginați și dumneavoastră, nu sunt deloc încurajatoare. Și în acest sens, pe lângă demersul pornit deja de către municipiu, și anume transferul podului în patrimoniul Ministerului Transportului în vederea reparării și modernizării, înțeleg că suntem în stadiu în care Ministerul a cerut aviz de la drumuri naționale regionale a Iași, este un domn director Laicu acolo, că se îngreunează puțin, să zic, emiterea avizului și în acest sens fac un apel către toți parlamentarii județului Bacău. O să vă dau citire, de fapt, apelului. Referitor la, deci, domnului senator Dragoș Benea, domnului senator Miros Marandache, Daniel Fenechiu, Viorel Ilie, domnului deputat Gabriel Vlase, Teodora Șocan, Ionel Floroiu, Lucian Șova, Claudiu Ilișanu, Costel Dunava, Ionel Palăr, Tudorița Lungu, Constantin Avram, Lucian Stanciu Vizitev. Referitor la stare podul rutier care traversează râul Trotuș, aflat pe raza municipiului Onești, județul Bacău. Deputații și senatorii sunt reprezentanții aleși și au datorirea de a acționa în interesul locuitorilor din circumscripțiile electorale pe care le reprezintă, conform prevederilor legii 96/2006 privind statutul aleșilor locali. Deputații și senatorii județului Bacău, obligația menținerii unui dialog permanent cu cetățenii pe probleme care interesează și care rezultă din asumarea și exercitarea mandatului de parlamentar. Fără o unitate și consens politic pe proiectele esențiale ale județului Bacău, nu vom putea realiza rezolvarea acestora. Una dintre problemele urgente cu un impact deosebit și care ar trebui să găsească sprijin în rezolvare este reabilitarea podului rutier care traversează râul Trotuș situat pe raza municipiului Onești, județul Bacău, aflat într-o stare avansată de degradare, existând oricând pericolul producerii unor evenimente soldate cu victime sau pagube materiale. La ora actuală, unitatea care ar trebui să existe în rezolvarea problemelor a proiectului de interes județean nu există. Neimplicarea și adversitățile politice nu pot duce decât la nerealizarea obiectivului propus de către autoritățile locale oneștene, și anume de a reabilita și moderniza podul rutier care traversează râul Trotuș, aflat pe raza municipiului Onești, județul Bacău. Municipiul Onești este străbătut de râul Trotuș, peste care este construit un pod de beton armat pe traseul drumului național DN11, ce se suprapune pe drumul european E5-O4, pod ce face legătura între municipiile reședință de județ Bacău și Brașov. Podul rutier este situat la kilometru 129 plus 831 pe DN11 și este executat în anul 1980, fiind preluat în administrarea Consiliului Local Onești în anul 2012, de la Direcția Regională de Drumuri și Podul Iași, care, în opinia mea, trebuia să se îngrijească de acest pod până în 2012. În urma hotărârii Guvernului numărul 84 din 2011 privind retransmiterea unor sectoare de drumuri naționale situate în intravilanul unor municipii din administrația Ministerului Transportului și Infrastructurii prin CNADR în administrația autorităților administrații publice locale, fără ca lucrările de reabilitare a drumurilor și a podului de peste râul Trotuș să fie finalizate. Datele tehnice ale acestei construcții relevă lungimea totală de 123 de metri, repartizate pe 6 deschideri, în fine, sunt niște date tehnice. Podul rutier a fost executat cu infrastructură pentru 4 benzi de circulație, însă suprastructura a fost realizată numai pentru 2 benzi de circulație din cele 2 culee masive din beton armat și 5 pile masive din beton armat fundate pe chesoane. Acest pod este singurul care face posibilă legătura între rutele Brașov, Onești, Bacău, Miercurea Ciuc, Comănești, Onești, Adjud, București, municipiul Onești fiind plasat în zona pasului Tuz, ce realizează tranzitul între regiunile Ardeal și Moldova. Numărul autovehicolelor care îl traversează zilnic este estimat între 12.000 și 15.000,
iar existența căii ferate a Juciceu, semnalizată cu barieră, conduce la formarea unor masive coloane de mașini care staționează pe pod de mai multe ori pe zi, ce realizează o încărcare verticală suplimentară, nefavorabilă actuale stări ale acestei. Capacitatea financiară limitată a bugetului local ne împiedică să realizăm consolidarea podului, eventual extinderea sa la 4 benzi de circulație, iar programul operațional regional 2014-2020 nu oferă posibilități de finanțare a reparației podului de către autoritățile locale care nu sunt reședințe de județ. Starea avansată de degradare a acestui pod face ca circulația autovehiculelor și a pietonilor să fie permanent pusă în pericol de cauza afectării structurii de rezistență. Vizual se poate constata că există infiltrații puternice prin grinzi, cu desprinderi de beton și armătură fără acoperire de beton, hidroizolația este degradată, grinda fâșie cu goluri marginală a muntei este ruptă, apărările de mal stâng sunt distruse, parapetul mână stângă este corodat, rupt, deplasat de la verticală, trotuarele prezintă goluri și deplasări existând pericolul real al prăbușirii acestora. Având în vedere cele menționate, alăturat înaintăm raportul expertizei tehnice la podul de pe DN11 peste râul totuși din municipiul Onești, județul Bacău, elaborat și comunicat unității administrativ teritoriale Onești în decembrie 2016. L-am primit acum o săptămână, în decembrie 2016. Din care reiese starea critică în care se găsește acest imobil, stare ce nu asigură condiții minime de siguranță a circulației rutiere și pietonale. Așa cum rezultă din raportul expertizei tehnice, lucrările de consolidare și reabilitare a acestui element important de infrastructură sunt de anvergură și implică alocări bugetare semnificative. Este clar că din bugetul local, că despre asta este vorba până în final, nu putem să facem aceste reparații și pe lângă demersurile pe care le fac în numele municipiului Onești personal, cred că este cazul ca toți parlamentarii din județul Bacău să se implice în acest proiect, pentru că altfel vom face restricții de circulație pe pod, care vor avea și efecte economice în județ și nu numai. O să vă rog pe fiecare în parte, lideri ai partidelor din care faceți parte, să comunicați și vom și transmite în mod oficial acest demers către parlamentarii din județ, pentru că, cum am spus și mai devreme, doar împreună cu un efort comun și concentrat, cred că se poate realiza această problemă care nu va avea consecințe doar asupra oneștenilor. Vă mulțumesc. Mai sunt alte discuții? Bun. Hai să revenim la o chestiune actuală. Dezăpezire. Domnul primar, vreau să nu vă supărați, să mă ascultați și dacă puteți să-mi răspundeți la două întrebări. Personal consider că anul acesta dezăpezirea a avut mari carențe. Nu mai e. Cetățenii municipiului Onești. Eu știu că Consiliul Local nu are niciun fel de atribuție în ceea ce privește dezăpezirea, dar oamenii știu că noi conducem Consiliul Local și toți suntem de vină. Nu vreau să vă arăt telefonul meu cu mesaje de la domnul consilier, ce faceți acolo, până la Vegăsangle, ce face acolo cu conducerea ta și asta e creștent, știți? Dar oamenii aveau dreptate. Pentru că așa era. Eu am simțit și pe pielea mea. Numai că și bulevardele s-au dezăpezit destul de greu, dar de trotuare și de străzile mai mici nu mai vorbesc. Nu și s-a întâmplat, poate a venit zăpadă prea multă, poate a fost un pic așa pe neașteptate. Sper să nu se mai întâmple și dezăpezirea să facă rapid. Pentru că nu-i București, dar București mai înțeleg. A fost zăpadă mare, sunt multe mașini. Totuși Oneștiul e Onești, nu mai așa, nu e un oraș așa de mare. Și vreau să vă întreb, nu personal, m-au întrebat și pe mine, vecini, prieteni, colegi, ce a făcut dezăpezirea anul acesta? Deci dacă tot DPP-ul sau dacă s-a folosit și alte contracte, cât s-a, din bugetul local, eu nu mai rețin, cât s-a alocat pentru dezăpezire? Și dacă dumneavoastră personal
Ați fost mulțumit de modul cum s-a făcut această dezbatere. Aceasta este primul aspect. Al doilea aspect, am înființat Consiliul Local al Tinerii și este foarte bine. Numai că ei vor să facă, au niște inițiative, vor să facă câte ceva, au făcut ceva, dar la mine au început să vină la birou să înceapă să plângă. Nu știu, eu am văzut proiectul de regulament și acolo era prevăzut că din bugetul local, bugetul local poate finanța, eu știu, anumite activități ale acestui Consiliu Local al Tinerilor. În regulament am văzut că nu mai apare niciun aspect, dar tinerii mi-au spus că ce au făcut până acum au făcut cu bani din bugetul lor. Acum vreau să fac o inițiativă foarte bună, un proiect foarte bun și, bun și anume de niște cursuri de educare a tinerilor, educație civică și tot așa ar trebui un buget. Și m-au rugat pe mine să întreb, pentru că poate am vocea mai puternică. Se poate finanța de la bugetul local diferite acțiuni ale acestui Consiliu Local al Tinerilor? Sau nu? Putem, sau l-am înființat numai ca să existe și atâta. Vă mulțumesc! Să vă răspund rând la întrebări. Ca să citesc pe cineva drag multor din sală, dar nu tuturor, iarna nu-i ca vara. Ia-i la dreptate. Ia-i la dreptate. Bineînțeles că sunt situații și situații, orașe și orașe, primari și primari, societăți care au în atribuții de dezătezire de pe străzi și trotuare și nu numai. Nu cred că putem compara chiar un oraș cu altul, dar prin mărimea orașului și specific am putea compara. Vreau să vă spun că cantitatea precipitațiilor sub formă de zăpadă care au căzut în 36 de ore atunci, undeva au anis 24 de ore în continuu și s-a depus un strat mai mare de 40 de centimetri. Eu sunt și inginer, sau sunt inginer ca profesie și dacă facem un calcul simplu și anume 100 de kilometri infrastructură de stradă cu o lățime medie de aproximativ 6 metri și cu o înălțime de stradă de zăpadă de 40 de centimetri, o să vă dați seama că nu ajung 700 de utilaje pentru a rezolva problema într-un timp foarte scurt. Într-adevăr, dacă mă întrebați de gradul de mulțumire sau de satisfacție al meu personal privind modul cum s-a desfășurat dezăpezirea, în prima fază a dezăpezirii nu am fost mulțumit aproape deloc, să nu zic că am fost total nemulțumit. Dar, în momentul în care, pentru că m-am ocupat personal, să știți, în ultimii 6 ani de dezăpezire municipiul Onești, atât prin calitate de care am avut-o de inginer șef la DVP și șef la secție drumuri, cât și cea de viceprimar. În ultimii 6 ani, nu știu cum au stat lucrurile, dacă au stat mai bine sau mai rău până anul acesta, aceea o am vina că au stat rău sau au stat bine, mi-o asum, ca și acum mi-o asum tot eu. Dar să știți că atunci când ninge, nu pot să faci altceva decât să patrulez cu utilajele cu lama pe jos. Nu se poate face tehnic altceva. Anul acesta, când mă întrebați de cine a acționat și cât a costat, domnul consilier, anul acesta dezăpezirea s-a făcut forțe proprii, societatea domeniului public și privat Onește S.A. până într-un moment. Și vă spun că am început să cărăm zăpada pe care am strâns-o, să o ducem undeva în afara orașului. Deci dezăpezirea s-a făcut numai cu utilajele proprii ale DPP. Și având în vedere că am luat cu două tractoare cu lamă în plus față de acum un an, că avem autobasculantă prevăzută cu lamă și sărăriță, încă de anul trecut am pus-o în funcțiune în martie,
Am încercat să facem economie la bugetul local. Există două posibilități pe care trebuie să le înțelegem cu toții. Se poate face o dezăpezire foarte bună într-un oraș, dar cu niște costuri foarte mari. Și anume, închiriem utilaje și le plătim. Și în continuu patrulează utilajele, câte 20 de utilaje pe un bulevard, 20 pe unele, și avem dezăpezire bună, dar cu ce costuri? 2. După ce se face, să zic, zăpada nu mai ninge, s-a așternut, ce putem face? Dăm cu lama, o strângem și după ce o strângem, că se poate strânge, să dăm cu material antiderapant. Atât timp cât ninge, nu poți da cu niciun material antiderapant, oricare ar fi acela. Clorura de calciu, un compus sau un produs fabricat de către cei de la Chim Complex, este un produs excepțional de bun. Are o singură problemă. Costă. Și nu costă puțin. Adică nu e gratis. Ca să dai tot orașul, toate străzile, mă refer cele principale, de să nu vorbim, Bulevardul Ituz, Republicii, Mărășești, varianta, ieșirile din oraș, trebuiesc cel puțin 7-8 mașini a câte 10 tone, deci 70-80 de tone. Care un preț mediu pe tonă, câte? 300 de ron sau nu știu cât. 200, 300, 300 de ron, ori câte tone v-am spus, ducem din start într-o zi la câteva sute de milioane de lei vechi. Oameni buni, eu vă spun că dezăpezirea anul trecut a costat 2 miliarde de lei. Atenție, tot sezonul. Nu putem da sau putem, dar trebuie să ne asumăm, să dăm 500 de milioane într-o zi pe dezăpezire. Vreau să vă spun că știu ce înseamnă dezăpezire. Într-adevăr, în prima fază nu s-a acționat bine, dar începând de a doua zi s-a lucrat foarte bine și constant și consistent. Ceea ce ați primit dumneavoastră cu acele recomandări sau acele cuvinte de laudă, stați să vedeți ce am primit eu. Dar problema e nu că le-am primit eu. Recomandările aduceau atingere și soției mele, și copiilor mei, și mamei mele. Și am stat și m-am gândit, unde cred că mi-am dorit să fiu primar. Și dacă mi-am dorit, asta e. Le iau și cu bune și cu rele. Mai să știți că sunt și oameni care m-au felicitat. Puțin, dar sunt. Dar știți care sunt aceia? Aia care mai și înțeleg cum e dezăpezirea. În ce sens înțeleg? Dom'le, când ne costă? Încă o dată spun, ajungem la bani. Putem să facem în felul următor. Bugetăm pe anul 2017 dezăpezire cu 5 miliarde, 7 miliarde de lei vechi. Facem contracte încă din august cu 4-5 societăți cu utilaje. Punem la dispoziție clorură de calciu, cum ar spune unii care se uită pe la anumite televiziuni, fără număr. Și atunci, haideți să vedem ce ne dorim să facem în orașul ăsta și cum. Nu numai ce ne dorim, cum facem. Ce facem prima dată? Facem apa? Stai să vedeți ce urmează după iarnă, domnule. Urmează reparații drumuri. Să vedeți după iarnă ce nevoie avem de bani pentru a repara drumurile. Drumuri care de la an la an, starea lor se degradează. Și începe coara. Eu înțeleg îngrijorarea, aveți dreptate, dar pe viitor o să fiu mai explicit și în Consiliul Local și către toți cei interesați cât costă ceea ce ne dorim. Și dacă ne dorim atât de mult, haideți să și bugetăm. Vă mulțumesc! La acest subiect scurt, eu cred că în ceea ce privește străzile nu a fost chiar atât de rău. E adevărat că volumul de zăpadă a fost foarte mare. Problema a fost trotuar. Ceea ce am predat. Așa am preluat și eu din Oneșteni, foarte nemulțumit de trotuare. Eu fac o sugestie și luați-o ca atare, nu sunt specialist în domeniu. Haideți să luăm niște mașinuțe din alea mici care aruncă zăpada și deci sunt exclusiv pentru trotuare. Pentru că am văzut că în multe localități, cu 3-4 din alea, cel puțin la nivelul Oneștiului, eu cred că ar face foarte bine. E o propunere. Luați-o cu titlul de
Am avut și eu, că știți cum e, când e să meargă toate rele, merg chiar în momentul ăla. Avem două utilaje care se numesc mini-încărcători cu lamă, cele de la DPP, care au și lamă. Unul, să mă ierte Dumnezeu, s-a defectat atunci. Așa poate să fie. Ce să vă mai spun? Să le iau, să... ce să-i fac omului ăla? Atunci s-a defectat și am folosit numai un utilaj. Ați văzut că în două zile s-a remediat problema. Dacă aveam amândouă utilajele, practic timpul se înjumătățea. Într-o zi rezolvam problema trotuarelor. Este clar că s-a creat un disconfort și nu putem ne ascundem pe după cireș, domne, nu că a fost treaba bună. Pe infrastructura rutieră a fost, vă spun, cel puțin satisfăcătoare. S-a putut circula, haideți să nu... Am mers și eu prin alte orașe și am fost palat ieri în București. Nu vreau să o critic. Și ghinionul că misoarea puternică a fost în noaptea despre Sfântul Ion sau 67. Nu. Misoarea puternică a început într-o sâmbătă, cred că dimineață, la ora 7 dimineața și a mers până luni. Și a nimic. Și să vă mai spun un lucru. Haideți să vedem, bine, costurile. Câți angajați sunt la drumul la DPP? Câte utilaje sunt? Și cât e orașul ăsta de mare, că să vă spun, cartierul Slobozia, întrebați-l pe domnul, duminică dimineață, tot cartierul Slobozia, fără. 6 martie, Buhoș, Cuciur, Borzeștiu, de cele, nu e așa simplu. Pare simplu, hai domne, hai dezăpezire, dar poate fi simplu dacă plătim mult. Eu vă propun ca anul ăsta să investim în utilaje și pentru drumuri, și pentru apă canal, și pentru apă canal. Ia uite, mă bântuie domnul Budeanu, da. Apă municipal și trebuie să ne dotăm. Ați văzut, ieșim cu alte prețuri și la dezăpezire. Putem cere de la DPP ce cheltuieli s-au făcut pentru toată perioada aceasta. Vreau să fac și o precizare pe Consiliul. Haideți să vorbim, da, Consiliul Tinerilor. Este o inițiativă, cum am și spus și nu prea uit ce spun, promovată inițial de către domnul Cristian. Așa au fost, știți, și mulți alții s-au bucurat de realizările altora. M-am bucurat și eu de realizarea asta, că am dus până la capăt acest proiect de înființare al Consiliului Tinerilor. Și n-ai cum să bugetezi un lucru la jumătatea anului sau la sfârșitul anului. Vă spun, asta e una. A doua, încercăm să o bugetăm pe 2017. Dacă vă spun ce recomandări și ce nu se recomandă, ceea ce îmi spune domnul secretar, vă ridicați și când îi vedeți pe băieți, le dați dumneavoastră niște foi, niște pixuri și le spuneți ai la treabă. E complicat că știți ce se întâmplă? Am impresia că sunt ca ONG-urile, trebuie să... Permiteți, deci finanțarea, Consiliul Local al Tinerilor este mai mult o instituție onorifică. Nu este organizat ca ONG, nu are personalitate juridică. Dacă ar fi fost organizat ca ONG, ar trebui să vină pe acele proiecte de peste 50. Și nu avem cum să-i finanțăm. Eu știu băiatul acela, a venit și la mine, vrea și salariu, vrea și mașină, de deplasare, vrea și diurnă. La mine a venit cu acest proiect. Da. Cu niște lectori care să predea. Am spus, domnule, lectorii până la urmă o să iau colegii mei din Comisia Juridică și o să le predăm noi. Din păcate nu putem organiza cursuri pentru altcineva în afară cadrului instituțional al primăriei, al Consiliului Local. Asta e marea problemă. Dar vreau să și mie. Mulțumesc, asta încheiem subiectul ăsta. Eu știu că există două posibilități de finanțare. Una este legea 350/2005 și alta este legea tinerilor. Nu sunt la curent, știu că au suferit modificări legea tinerilor în ultimii ani de zile. Nu știu dacă face eligibil și solicitanțe persoană fizică. Mă cam îndoiesc, acum știu cadrul legislativ general. Putem să avem în vedere o astfel de inițiativă de proiect de hotărâre de Consiliul Local privind finanțarea activităților de tineret pe legea tinerilor în anul 2017. Asta, bineînțeles, odată cu bugetul și respectând legislația specifică. În schimb, le recomand și o să fac asta personal,
să își constituie o organizație non-guvernamentală. Deci, domnul Iene, din punctul meu de vedere, asta e soluția, să își constituie și un ONG și asta e varianta legală. Da. Și să-i pune unii la treabă în campanie. Vă dați seama că dacă îi consilieze, o să-i pun eu, dar nu se face. Domnule, dar eu dacă aș veni la mine, prima dată i-aș fi spus, domnule, această organizație este oglinda Consiliului Local. Exact. Consiliul Local este format din 21 de consilieri locali. Noi dacă suntem în ședință nouă, funcționăm, nu avem vorum, plecăm acasă. Faceți-vă oameni buni organizații că sunteți tineri. Da. Eu am criticat chestiunea aia la Consiliul Local. Adică sunt 13 undeva și... Nu, nu, sau 7. No. Da, unul e primar. Și să știți că dacă le dăm și dacă le facem ONG, tot nu o să primească nici de urnă și nici mașină de serviciu. Deci cineva din aparatul, propriu trebuie să-i conseieze. Ce să facă? Să-l aplică de consiliu acolo, să-l gândească de discuție cu ei. Și îi facă similă? Simulare, actul lui de... Asta face. Nu altceva. Să vedem cineva să-i intimă. Posibilitatea legală să-i ajutăm, eu aș fi pentru. Ce clar închis să-i intimă de astăzi?